И да, друго? Мърже? Мърже? Сте лайв? Подкаст? Да, свитър да. Лайв. Свитър лайв. Бъй, сте лайв, вярваш да пе телефон? Да, няма импортанца. И окей, ако ма телефон е сфорте перформанте, ще нещо да чете карко, джамантане, лукру, лумин. Щи, путай се фаче тото, ако ма телефон ще интрепият. Ако фаче тата лумя. Дар аста есте. Да, уйте, не ведем ще акало. Ма афло аici, алатор де мине, ку Дан, кулмея. Dan. Salut, da. Dan. Salut, Daniel. Salut. Pare bine. Pare bine. Mașina potrivită se numește canalul sau compania pe care el o reprezintă. Și, și. Și, și. Și o să ne spună el ce face și de când face și cum face. Ca să nu... Eu am... I-am explicat ce cred eu că face și mi-a zis că am greșit total. Așa că lăsăm pe el că o zice cel mai bine. Chiar o zice bine. Unde ne uităm? La ăla sau? Unde vrei tu? Unde vrei tu? Deci la ăla, la da? La televizor putem să ne uităm dacă vrei. Sau la mine, sau la televizor, sau unde așa. Vrei tu? Unde vrei? Deci, salutare vouă, salutare, da. Salutare, salutare și salutare vouă și salutare și vouă. Deci eu sunt Dan de la Mașina Potrivită și ce fac eu? Practic, compania pe care eu reprezint se numește Mașina Potrivită și noi ajutăm oamenii să-și cumpere mașini second hand fără să ia țeapă. Basically, fără să fie da. Păcăliți. Ok. Da. Și facem asta din 2011 și a început să meargă din 2012. Cam a mers așa. Repede. A mers repede. Dacă mă întreb pe mine, nu m-aș fi gândit că românii sunt atât de deschiși la consultanță pe care o s-o și plătesc. Ca așa la consultanță gratis sunt deschiși, le place, mai iau și o sămânță și o bere. Stăm de vorbă, de mașini, de politică, de fotbal, stăm. Dacă da. E vorba să-ți dau niște bani, ca să-mi dai tu niște sfaturi, să-mi spui tu mie... ce mașină să-mi cumpăr, de asta zic, dacă a mers într-un an, e foarte bine. Și când zic că am mers, nu înseamnă că am mers wow. Am mers. Început să se miște treaba. În 2011, mi-aduc aminte că am dat drumul la toată chestia asta prin vară și până în iarnă am avut doi clienți. Așa. Okay. Și după aia m-am gândit că nu o să mai meargă și am renunțat la ideea, am zis că fac altceva. Și după aceea, în ianuarie, pe 24 ianuarie 2012, a început să meargă. După care mi-a mers un pic bine, după care m-am crezut foarte deștept, m-am dat mare, băi, să vezi ce businessman sunt eu, să vezi ce bine fac eu lucrurile, după care n-am mai mers deloc, m-am speriat și după aia mi-am propus, băi, orice ar fi, eu nu renunț și merg înainte. Cam okay. Așa, gen... Nu contează ce se întâmplă, îi dau înainte. Și a început să meargă treaba. Am început să fac să treaba să meargă cumva. Da. Și a fost foarte dificil pentru că primele țepe au fost multe. Le-am luat de la clienți, nu de la Samsar, nu de la... Cum așa. Adică? Adică oamenii mă puneau să caut mașini și îmi ziceau, uite, hai caut o mașină pentru mine. Și eu ziceam, da, caut. Și începeam, frate, să caut. Și veneam una, două, trei, cinci, pentru una am văzut 10 mașini. Când o găseam, negociam la preț, vorbeam cu aia, testa mașina și așa, și omul nu mai răspundea la telefon. După aia am început să fac contracte. După aia am avut o metodă de pricing cam ciudată, cu un procent din negociere. Nu era ok pentru că niciodată nu știam, o să negociez mult, o să negociez puțin. Da. Când aveam negocieri foarte mari, gen 2000 de euro la o mașină, oamenii ziceau, bă, nu, te plătesc prea mult, frate, nu, e prea mult. Și îmi dădeau acolo 50 de euro. Când uneori nu reușeam să negociez deloc și ei ziceau, ai zis că e un procent din negociere, n-ai negociat nimic, n-ai nu reușit, nu-ți dau niciun bani. Și eu eram, băi, corect, dar după aia mă simțeam, am muncit și n-am... Am pierdut timp, am investit bani, în sfârșit. Da, da. Bun, și ai găsit o metodă corectă, acum, sau cel puțin o metodă care funcționează și e ok și pentru tine și pentru client. Da, 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 da. Noi avem două servicii, da, unul se numește Go to Target. Și acolo omul se duce, vede o mașină, foarte mulți ne trimit pe noi direct sau mă trimit pe mine să verific mașina respectivă. Adică eu mă uit pe net, da. Văd un anunț exact. Și spun ție, uite, Dane, salut, aș vrea să o iau pe asta, că îmi place și culoarea și interiorul, da, da. Nu m-am dus să o văd, da, că exact. E la Brașov. E la Brașov mașina, nu m-am dus să o văd, exact. Eu stau la birou, pierd bani dacă merg până la Brașov. True, exact. Da? Cum facem? Cât mă costă sau cum procedăm? Sau... Așa, prețurile sunt diferențiate în funcție de valoarea mașinii. Ok. Și în funcție și de complexitatea jobului. De exemplu, o mașină super scumpă, cu multe butoane, cu multe sisteme, o să-mi ia mai mult timp să o verific versus una mai ieftină. Mai veche. Dar dacă este foarte ieftină și foarte veche, iar o să-mi ia mult timp.
Și sunt și acolo tot felul de dificultăți. Bun, deci tu ai un poți să-i spui omului un preț? Da. Când îți spune despre ce mașină e vorba. Prețurile sunt afișate pe site. Ok. Și probabil că țin și de distanță, că una este să vezi o mașină la Iași, alta este să vezi o mașină în București, da. Alta prețurile sunt variază în funcție de distanță și timp. Ok. Deci distanța pentru că plătești benzine, motorine, la. Și timp îți ia 2 ore, 5 ore, 10 ore, 100 de ore din viața ta să faci ceva pentru un om. Da, și automat omul ăla trebuie să plătească timpul tău și experiența exact. Și know-how și așa mai departe. Ăsta e al doilea serviciu. Știu un tip care făcea asta înaintea mea. Mi-am propus ca de fiecare dată când vorbesc despre chestiile astea să nu mă laud că am inventat eu o roată așa, și să dau credit omului care a făcut asta. Între timp am și colaborat cu el. Așa, cu Adrian, dacă ți-a uitat Adrian, Okay. Așa, da, deci să dau credit pentru chestia asta. Okay. Și în ce constă serviciul ăsta al doilea? De care al doilea, Search and Find-ul. Da. Ăsta e serviciul pe care eu l-am adus pe piață, nu exista. Aici este mai complex pentru că oamenii nu știu ce mașină să își cumpere și atunci oamenii vin la mine și îmi zic, eu vreau o mașină de genul ăsta. Pentru asta. Și eu îi întreb, dar ce faci cu ea? Dar de ce așa și nu așa? Okay. Și el s-a gândit, vreau să-mi cumpăr nu știu ce, dar te-ai gândit și la celelalte mărci? Și, de exemplu, oamenii înalți au probleme în cum stau în diferite mașini. Stau oamenii care au un număr mare la picior. Da. În Opel Insignia, de exemplu, stau prost. Okay. Pentru că între pedala de ambreiaj și, nu știu, marginea de la așa, exact, picior, da? Nu le încap picioarele. Și trebuie să știi toate chichițele astea, la toate mărcile. Da, e complicat. Asta o faci probabil cu timpul, având experiență, urcându-te în atâtea mașini, oricât de, cum să spun eu, munca pe care tu o faci, mie mi se pare foarte grea, pentru că, exact cum spui, ești un service multimarcă. Și când ești un service multimarcă, e foarte greu să știi toate chichițele și toate hibele și toate nebuniile mașinilor. Tu trebuie să le conduci pe toate, să te urci în ele, să vezi și atunci... Când eu o să vin la tine și zic, băi, vreau să-mi cumpăr, fii atent, că eu sunt pasionat și mi-e plac mașina așa, vreau să-mi cumpăr un Peugeot 308 GTI, da. Pentru că îmi place, că vine cu frâne, trage tare, nu știu ce. Și atunci tu o să zic, băi, frate, da, dar vezi, eu știu, am mers cu mașina, nu văd de volan, nu vezi ceasurile de volan. Exact. E o greșeală colosală, din punctul meu de vedere, pentru toată gama Peugeot, că nu sunt fan Peugeot. Dar am văzut că și Jeep-urile lor, mașinile, SUV-urile toate și au, departe, au aceeași problemă. Nu știu cum au judecat-o, probabil că nu au judecat-o, sau probabil că ăsta este și știi? Da. Poate să fie o teorie a conspirației acolo, hai să facem ceva ca să vorbească lumea, de bine, de rău, să vorbească lumea, e reclamă. Am văzut că au volanele și foarte mici, așa, parcă conduce. Nu înțeleg. Nu înțeleg, dar asta înseamnă experiență și asta spuneam, că oamenii trebuie să te plătească pe tine numai pentru timpul tău pe care tu îl dai pentru serviciul ăsta, dar și experiența de a sfătui. Exact cum spuneai, băi, uite, piciorul mare, insignia, înălțime, oamenii caută, nu știu ce. Bun, mai zine de serviciul ăsta. Astea oarecum nu sunt chestiile main. Nu țin capăt ție piciorul acolo. Chestiile main sunt de prețuri, de fiabilitate, de ce mașini se mânăresc și ce mașini nu se mânăresc și cam ce s-ar potrivi pentru tine. Okay. După care, noi semnăm un contract cu clienții. Bun. Și am o perioadă de căutare unde îl întreb pe el, băi, ai condus mașina pe care ți-o dorești? Și el zice, nu, ok, haideți să vină cu mine la niște mașini pe care chiar am putea să le cumpărăm, la Samsar, la parcuri auto, la peste tot, și vedem cum e să stai într-un Ford Mondeo, cum e să stai într-o Mazda 6, cum e să stai într-un Passat. Și atunci poți să-ți faci o idee despre marcă și model. Odată ce știm că mărcile alea nu prea le vrem și marca aia o vrem, atunci începem să căutăm Mergem specific o marcă. Da. Și de obicei văd una, două, trei, patru, cinci, am avut oameni pentru care am văzut 14 mașini. Am avut oameni cărora le-am zis, am văzut o mașină, e bună, trebuie să o cumperi acum, du-te acasă, ia banii, că asta nu se mai găsește mâine. Știi? Și acolo ne ocupăm și de negociere, deci e oarecum câștigat. Dar de obicei serviciul ăsta e full. Tot timpul e o listă de așteptare, tot timpul. Așa a fost de la început. Da. Da, bun, și prețul probabil că aici diferă în funcție de câte mașini ai văzut, nu? Că, adică Nu. Este un preț fix pe căutare și căutarea este până se găsește mașina. Deci și dacă eu sunt gică contra, zic nu, continuu, nu, nici asta nu-mi place. Atunci, nu că asta are mahon, nu că asta are roată de rezervă, nu că asta are preșulețe.
nu că aș fi vreo negră, nu că aș fi vreo, da. Zic așa, adică dacă tu ești gică contra, da, deci dacă tu ești gică contra, nu mai lucrez cu tine. Asta e așa, deci nu mai vreau. Și zic, nu mai vreau, ești gică contra, la revedere. Majoritatea oamenilor sunt super ok. Și sunt chiar asta oameni. Asta e și ideea, că e în interesul lor până da, la urmă. Și sunt chiar oameni fine. Da, deci căutarea este până găsim. De obicei, eu înainte să merg să văd o mașină, îți trimiți anunțul sau e un fel de colaborare. Tu îmi trimiți anunțuri, eu îți trimit anunțuri și împreună decidem la care mașină să merg și la care să nu merg, la care să merg singur, la care să te iau și pe tine. Așa. Și odată ce vedem o mașină pe care tu ai văzut un anunț și știi că are mahon, știi că este verde fosforescent și o vezi în realitate și zici că nu o cumperi pentru că e verde fosforescent, înseamnă că ai o problemă de logică. Da, adică ai văzut-o, știi despre ce e vorba. Da, normal, dacă vezi în poze o mașină care arată bine în poze și în realitate mașina nu mai este atât sau nu e conform. Mi s-a întâmplat mie, m-am spus la Suceava după mașină așa și nu mi-a venit să cred. Adică nu mi-a venit să cred, zic, bă frate, m-am uitat la poze și nu că m-am uitat la poze, înainte am pus pe Facebook și m-am rugat dacă e cineva sau niște băi să vadă mașina. Da, nu e ok. Băi, era bătută de piatră. Bă, cum e ok? Că nu înțeleg. Ruginită, scotea fum, murdară și așa mai departe. Da. Asta înțeleg, dar să zici, da, culoarea sau motivul de genul ăsta, de gică contra, da, nu... Serviciul ăsta a devenit popular și oamenii au început să lucreze cu noi, cu mașina potrivită, pentru că eu sunt perfecționist. Adică, sunt perfecționist. Și îmi pasă de oameni. Îmi pasă și de aia chițibușari, îmi pasă și de aia care zic da, și aia de aia supără de treabă și aia care nu sunt de treabă. Și am avut ca politică, indiferent ce se întâmplă, clientul meu trebuie să câștige. Trebuie și eu să câștig, dar este o ordine la câștig, adică întâi el, după aia eu. Corect. Și niciodată nu am făcut rabat la câte mașini să văd. Adică am zis, pe mine mă costă să văd toate mașinile astea, da, dar în contract avem stipulat că nu este un număr limitat. Da. Zic doar, nu e un număr limitat, nu e nici nelimitat. Uneori trebuie să găsim o mașină după 10 mașini, alteori după 3 mașini, alteori doar te întrerup. Te rog. Alteori oamenii zic, o vreau pe asta. Și eu zic, eu nu vreau. Mai căutăm. Și? Ce se întâmplă? Și noi le zic, ok, dacă vrei să o cumperi pe asta, ești pe barba ta, eu nu cred că e o mașină potrivită pentru tine, nu e bună, tu, banii sunt ai tăi, eu îți zic, tu m-ai angajat ca specialist, corect. Eu îți zic părerea mea, e bine nu să faci cum îți zic eu. Nu sunt de acord cu tine, dar pe mine mă plătești că eu ți-am zis părerea și tu faci ce vrei. Eu îmi tratez clienții ca și când ar fi prietenii mei, dar știu că eu trebuie să-i coordonez pe ei, să fiu un lider pentru clienții mei. Am avut o felul de abordări, gen unde i-am lăsat pe ei să decidă. Le trimiteam Excel-uri cu ponderi și așa. Și nu puteau decide. Și până la urmă chiar l-am întrebat pe un tip care era director de multinațională mare. Și l-am întrebat, vrei să apăs eu trăgaciu? Și l-a zis, apasă trăgaciu. Adică ia decizia pentru mine. M-am mirat și am luat decizia. Și a luat decizia și a fost mulțumit. Da, ia-o pe asta. Da, bun. Cât a durat, care a fost cea mai lungă căutare a ta pentru un client? Timp sau mașini? Timp. 6 luni. Mamă, 6 luni. 6 luni. A așteptat omul, cu minte. Era o mașină specială sau? Era o fată, okay. Andreea, okay. Își căuta un Ford Fiesta. Cred că 6 luni a fost, ceva de genul. Mam. Da mă, și nu găseam. Și de fiecare dată când găseam o mașină... Nu găseai din ce punct de vedere? Erau lovite și... Nu găseam exact... Ce-și dorea ea, ce-și dorea aveau configurația ea. Anume. Și când am găsit câteva mașini cu configurația aia, samsarii mi-au zis, Dan, eu vând mașina asta într-o oră. Într-o oră trebuie să iei decizia. Și am lăsat-o pe ea să ia decizia. Odată mi-a fost frică să nu fiu pușii. Odată am fost nu știu cum, odată așa. Și ăla a vândut mașina într-o oră. Nu era blaf. Da, n-ai de unde să știi. Da, și până la urmă am găsit o mașină foarte mișto, dar i-am zis că ești cea mai longevivă clientă ever. Deci aia a fost... 6 luni. Bun, și acum povestește-ne așa de niște întâmplări, că eu ți-am urmărit acolo videouri, am văzut că ai avut niște discuții cu niște băieți de ăștia vânzători neautorizați de mașini, ca să le zicem pe numele lor. Așa. Așa.
Cum ai reușit să-i convingi? Cum reușești să-i convingi să le filmezi mașinile? Cum reușești să le explici? Băi, stai, nu știu eu cumpărătorul, eu cumpăr pentru cineva. Da, da. Dăm mașina, să plec cu ea, nu știu, adică cum... Bine, na, nu știu, experiențele astea. Bănuiesc că sunt și oameni ok, samsarii nu sunt neapărat ceva rău. Eu am cumpărat o mașină la un samsar, am cumpărat-o, i-am zis că asta e, dacă el a avut... norocul să găsească mașina aia și să câștige bani la ea, eu îi dau prețul cerut pentru că e prețul pieței. Da, și eu nu găsesc o mașină mai ieftină decât aia, am căutat un an și n-am găsit. A încercat să mă păcălească, cu opțiune, adică autoblocantul de pe spate a zis că funcționează dacă clipocește în bord și i-am spus nu. Fie aprins, dacă clipocește nu funcționează. Exact. Nu că funcționează, că la ăsta e facelift și funcționează așa. Și am zis, bine, ridicăm mașina pe cric și dacă pleacă e ok. Da. A, bine, știi, e un actuator, îl schimb eu, nu-i problemă. Adică a fost așa. După aia, legat de Samsari, am mai avut niște experiențe. Că am lucrat un an de zile la, tot așa, la multinațional din asta. Și mă ocupam de achiziții mașini second. Și îmi spuneam la telefon, nu-ți bate drumul și timpul. Da. Nu are rost să ne pierdem timpul amândoi, că nu mă păcălești. Deci nu mă păcălești. Da. Și oamenii veneau, le spuneam, bă, n-are niciun rost, nu este ce am discutat. De ce ai mai venit? Că ți-am spus de la început. Și omul mi-a zis, eu sunt dispus să încerc, n-am nimic de pierdut, este jobul meu, poate tu nu te pricepi, tu poți să-mi spui la telefon că te pricepi și poate nu te pricepi. True. Și atunci eu ce să fac? Trebuie să încerc, că nu-mi taie nimeni capul, nu-mi taie nicio mână, dacă am încercat să te mint. Cam asta, cam așa funcționează mentalitatea lor și din ce am văzut eu acum, tu ești cel mai mult să o spui dacă e așa sau nu, am văzut un alt model de Samsung cinstit, în ghilimele, în care el vine și spune, nu știu frate, așa am luat-o, a fost lovită, nu știu frate, habar n-am, eu așa am luat-o, dacă kilometrii reali, nu știu frate, eu așa am luat-o, adică el e totul, nu știu, eu așa am luat-o, asta e mașina, o vând la prețul ăsta, verifică tu unde vrei tu, la reprezentanță, la unde vrei tu, du-te cu ea, n-am nicio problemă și dacă e bine, dacă nu, nu. Adică am văzut că ăsta e modul. Acum mai nou al lor. Nu știu, tu știi cel mai bine pentru că tu te lovești de ei, efectiv. Băi, samsarii pe mine mă cunosc. Da, ăia din târg. Da. Că eu sunt ăla care nu ia șpagă. Am avut foarte multe interacțiuni cu samsari unde ei mi-au oferit mie bani ca eu să recomand mașina care oricum era bună. A, bună și treabă. Oricum aș fi o recomandat-o pe aia. Și mi-a zis mi-au zis, băi, îți dau și ție, să ieși și tu, să fie ceva și pentru tine, să fie bine, să facem treabă, nu știu exact, chestia asta, românismul ăsta. Da, să fie lumea împăcată. Da, tot felul de expresii de astea. Așa, da. Și am zis, băi, eu nu iau niciun ban, dar dacă tu îți permiți să mai îmi dai mie ceva, înseamnă că poți să mai lași la mașină și înseamnă că nu este, nu știu, 10.000, este 9.800 pentru clientul meu. Deci clientul meu m-a angajat să fac o chestie și eu o să fiu integru. Și când cineva nu mă vede, deci când clientul meu nu știe ce fac și așa, o să fiu și atunci. Și ăștia n-au mai văzut așa ceva. La ei nu funcționează chestia asta. Adică și s-au mirat. Bă, ce ciudat. Dar s-a dus vorba, știi? Da. Și am și făcut scandal de câteva ori când cineva chiar a încercat să-mi dea bani, a venit acolo cu banii, eram, pleacă bă de aici, nu, lasă-mă în pace. Și erau mulți, adică cea mai mare șpagă refuzată a fost cam 1500 de euro. Mamă. Băi, 1500 de euro, adică... Și am zis, nu, eu nu iau banii, îmi pare rău, eu așa fac business-ul, așa am făcut de la început. Da, corect, foarte bine. Vreau să fiu cinstit înaintea lui Dumnezeu și nu știu, nu vreau. Vrei să-ți câștigi banii pentru care muncești. Le explic și eu oamenilor la service, că vin oameni cu mașini lovite la reparat și nu mulți înțeleg fenomenul și zic, uite, e un caz acum, o Skoda Citygo, aia micuță, lovită în față, costă 7.000 de lei reparație. Pentru că nu există piese de producător. Toate piesele să fie originale, faruri, capotă, tragă. Nu e așa mult, 7.000 de lei. Pentru un om care nu s-a lovit de problema asta niciodată și așa îi se pare o sumă totuși. Mașina nu era lovită rău, repet, doar capota strâmbă. Da, asta zic că nu farurile puțin, știi, impactul vizual nu era mare, să zici, mamă, e praf. Da, știi? Și omul zice, mamă, 7.000 de lei, wow, știi? Nu. Și le explic, băi, eu nu vreau să te păcălesc. Eu vreau să câștig ce e al meu. Da. Treaba mea ce e acolo pentru care eu o fac. Eu pe aia vreau să o câștig, nu vreau să mă bucur la 100 de lei la tine, la 300, la ăla, sau sunt oameni care spun, păi, dar eu am X5, de ce costă la fel ca la, că nu trebuie să... același lucru îl fac, că tabla e de X5 sau de Skoda, pentru mine e același lucru și atunci operațiunea, probabil că și pentru tine, la fel, bă, vreau să câștig ce e al meu de câștigat.
lucrurile astea, adică foarte multe societăți sunt civilizate pentru că știu că dacă văd pe jos un laptop, un telefon, un pachet de țigări, nu este a lor și nu este dreptul lor să-l ia. Și atunci merg mai departe. Și atunci a zis, mamă, ai văzut, mă, ce tare e în Elveția, ce tare e în Japonia, ce... Da, pentru că oamenii știu niște lucruri și se ghidează după ele. Și dacă tu îți ții targetul tău, eu le mai explic unor oameni că nu mint pentru că uit și decât să uit și mă fac de căcat ce-am mințit, știi, mai bine nu mint. Și atunci te supăr adevărul, ți-am spus în fața, asta e oamenii care apreciază, merg mai departe, cine nu mă interesează. Bun, mă întreba cineva aici, n-aș vrea să trec de întrebarea lui și că na, e în subiectul nostru, să zicem așa. Ce părere are mașina potrivită, adică tu, Dane, despre mașinile pe perne? Îți explic imediat. Perne, știu. Evacuare, etc., etc., s-ar duce să verifice una? Adică el spune în felul următor, știi că acum e un curent cu mașina astea care au air-ride modificate, cu bări, cu jante și așa mai departe. Modificate zis sau alea? Nu, de fabrică. Există și sisteme cu perne de aer montate aftermarket, în care puștii din ziua de astăzi sunt foarte atrași de sistemul ăsta pentru că e un lucru care se vede. Da. Adică nu e ca și cum ai investi în mașină, în motor, în piese și așa mai departe, faci putere, dar nu se vede pe stradă, așa, o ridici, o lași, fâsie, nu știu ce. Bun, și acum omul întreabă și zice, ce te-ai duce să verifici o astfel de mașină? Dacă avea un client care, băi, uite, pe asta o vreau, că are perne, are nu știu ce, are nu știu cum. Deci modificată. Modificată. Deci am verificat mașini modificate și mi-am făcut o bază de date. Oricum, e baza foarte mare de date cu timp de accelerație și alte chestii. Am văzut, asta, da. Deci am o bază de date în spate pe chestia asta pe care eu am dezvoltat-o. Așa, și în funcție de asta pot să-mi dau seama dacă omul a făcut tuning-ul ăsta, modificările. Dacă aduce și plusuri de performanță. Dacă a fost bine făcut sau dacă a fost prost făcut. Dacă a fost prost făcut și am pățit-o, de exemplu, cu un GTI, care avea 380 de cai putere la roți. Ok. Deci, tracțiune față, 380 de cai la roți, adică la o roată, de fapt, că sigur n-avea autoblocant, deci prea mult, dacă și prea mult, patinam continuu. Am călcat-o până pe la 4000. Erau ok, adică avea putere mașina. La 4000 s-a dezânțuit ea după pământ. Mamă, am crezut că fac accident. Cred. Deci a fost, m-am speriat și am zis, bă, nu știu unde ți-ai făcut tu tuning-ul ăsta, dar eu mă dau jos din mașina asta, nu e... Asta nu e mașină sigură. Da. Nu. Da. Deci era... Nu era pentru clientul meu. Clientul meu era un băiat de 20 de ani care își dorea o mașină sportivă, dar nu atât de puternică, în care să-i pună viața în pericol. Sau, de exemplu, am verificat o dată pentru cineva un BMW 335 XI de la 306 cai, avea stage 3, dus în 1, 2, 3, 350, 450 și 550 de cai. Și mi-a povestit omul acolo câți bani a băgat în ea și am văzut sudurile cum erau făcute și toată evacuarea și am putut să observ. Ăsta a băgat mulți bani în chestia asta. Okay. Și am măsurat, de exemplu, cu centimetru să văd exact cum stă mașina, dacă stă într-o parte mai așa, într-o... Așa, să-mi dau seama dacă mă pot urca în ea și dacă nu o să mor. Nu vreau să mor în timp ce testez o mașină. Corect. Și mergea foarte mișto, mi-a povestit a schimbat ambreiajul de nu știu câte ori, în stage nu știu cât, să nu accelerez prea tare că se arde ambreiajul, nu știu ce. Uh-huh. De exemplu, cam asta este ce am putut eu să-mi dau seama. De mașini modificate, de sau mașină... astea au fost experiențele tale legate? Mai sunt și mașini modificate soft, gen... Un arc, un soft, soft stage 1, o suspensie, o evacuare, așa, un blow, da. Da, filtru. Da, astea sunt mai soft, așa. Da, eu sunt de părere că pentru o mașină de oraș pe care vrei să o folosești zi de zi, nu poți să treci de stage 1, adică mai mult de soft și evacuare și maximum filtru sport, nu poți să treci pentru că după aia, dacă faci mai multe modificări, mașina respectivă nu mai este o mașină normală, este o mașină de curse, iar mașinile de curse vin cu asistență, știi, cu boxe, cu... mecanici și așa mai departe. Nu mai e o mașină pe care să te urci în ea și să zici, bă, plec. Nu știi niciodată când pleci. Am testat una odată, cred că se numește short shift. Da, corect. Mamă, aia a fost mișto de tot, de schimb. Țac, 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 imediat intră. Da, e a fost mai, super. Chestia aia mi-a plăcut tare mult. Da. Nu e o opțiune scumpă, poți să pui și la mașina ta. Adică nu e o chestie... Da, pe aia mi s-a părut, asta e chiar mișto. Da, nu e o chestie scumpă, se găsește pentru majoritatea mașinilor și poți să fie mai precisă și mai scurtă. Te ajută, vezi, Doamne, la schimbarea treptelor, câștigi ceva timp. Dar fii atent, am condus și mașini modificate foarte prost.
cu arcuri tăiate. Nu știu dacă erau tăiate, nu... comprimate probabil sau erau alte arcuri. Da, erau alte arcuri. Era mai lăsată în curbă, deci doar dacă luai ușor, atingea, făcea, m-am speriat și pe la 100 la oră, ce să zic, 100 la oră, să facem cu el un ceva, cred cu că mașina, aveam. Cu ceva, să-l speriem, să-i facem ceva rău, da. Să-i facem ceva rău de tot. Da, mă, deci am fost cu mașina la 100 la oră și uite așa a început să facă fundul da, mașinii. Da, știu, înțeleg, știu fenomenul. Da, deci m-am speriat așa, eram, da, băi, 100 mulți. La oră. Sunt mulți oameni care, probabil și din lipsa banilor și din dorința de a avea, sacrifică niște chestii și nici nu judecă și nici nu conștientizează pericolul în care se pun pe ei și pe ceilalți participanți la trafic. Deci... Pentru că cunosc eu câteva personaje care mergeau cu niște mașini care, cum să spun eu, din cauza faptului că nebunia este să ai roata cât mai aproape de aripă, știi? Janta, nu cauciucul, adică cauciucul să fie tras, să vină acolo. E, automat, o mașină care îi stă buza jantei la atâta de aripă, nu are cum să mai amortizeze, adică, pentru că ar atinge efectiv. Și atunci oamenii ăștia își modificau suspensiile și le făceau atât de tari, încât mașina, tot ce amortiza ea, era din balonul cauciucului, atât. Ea, e ca și cum ar fi avut niște fiare sudate. Camber-uri, roți cărcănate, că... să spun eu, poți să iei roțile mai ieșite în afară, știi? Să le crăcănezi ca să vină la nivel, știi? Nu mai merge pe stradă și caută drumul în continuu, nebunești. Deci dacă vezi niște mașini de astea, am mers odată te șochezi. Cu un BMW E92, cred că am uitat ce era. BMW E92, probabil. Dacă era coupe, probabil, sau ceva. Sau seria 3. BMW era asta? L-am filmat, e pe YouTube. Da, am uitat ce e. Așa? Avea, deci, janta atât și cauciucul mai mic, atât. Da, stretch, da. Și era stretch și arăta foarte mișto, dar se conducea, băi, prost, frate, așa, dădeai de rod, oamenii, nu prea... Oamenii nu înțeleg niște lucruri. Dar mi-a plăcut mașina aia. Da, mașina, când iese din fabrică, mașina este gândită să meargă în toate ipostazele și pe tot felul de terenuri. Este gândită să meargă și iarna, și vara, și la munte, și la mare, și la minus 10 grade, și pe drum accidentat, și pe un drum forestier, și așa mai departe. Bun, băieții ăștia când modifică mașinile astea nu mai sunt făcute să meargă peste tot, sunt făcute să meargă numai pe asfalt, de cea mai bună calitate, fără nicio gropiță, fără nu știu ce, că noi asta facem. Streciul anvelopei a apărut din Germania când s-a dat o lege și a spus nu are voie să-ți iasă cauciucul, anvelopa, nu are voie să iasă din limitele caroseriei. Și atunci băieții au zis, scoate-mi jantele, că anvelopa e tot înăuntru și n-ai ce să-mi faci. Pentru că, fanatismul în afară e mult mai mare decât la noi. Mă întreabă un băiat aici, Bogdan Seician, nu știu dacă îl cunoști. Din experiența lui, ce aleg românii între o mașină cu 200.000 de kilometri sau o mașină cu 350.000 de kilometri și cu dovada schimbării injectoarelor, turbinelor, gen piese care pică și sunt scumpe? Păi, fără să știe, o aleg pe aia cu 350.000 de kilometri. Da. Fără să știe, am înțeles. Să știe. Nu, ideea în care știi. Bă, asta are 200.000, dar nu ai un istoric al pieselor și asta are 350.000 de kilometri, dar știi sigur că s-au schimbat injectoare, volantă... pompă de motorină, ce vorbeam noi mai devreme? Băi, din experiența mea, oamenii fug de kilometri și indiferent de numărul de kilometri, nu aleg kilometri mulți. Asta e... 200.000 este... La limită. Gata, explodează la 210.000, bubuie, dacă asta prinde 230.000... E în mentalitatea românilor care pleacă, cel puțin la mine, în cap de pe vremea când mă uitam la bord și spuneam are 220, fuge 200. Adică asta era mentalitatea când eram copil, mă uitam în mașina asta, ziceam, cât are mă, 220, aia merge 200 asta. Da. Înțelegi? Motorul diesel mergeam 200.000, nu, motorul diesel mergea mai mult de 200.000 de kilometri, iar motorul benzin la 200.000, gata, trebuia să faci motorul. Așa era, cum Alfa Romeo e proastă, că așa vorbește lumea în popor că se strică și că e proastă și că nu-i bună și că nu știu ce, așa sunt și lucrurile astea, cum Mustang-ul, mamă, e nasol, nu fuge, e 2-3, fake și așa mai departe, până probabil ai experiență cu mașina și merge schimbi bine părerea, da, mai mult ca sigur, și nu numai că îți schimbi părerea, exact cum discutam și ieri, mașina asta nu se produc pentru puriști, mașina asta se produc pentru masă în general, pentru oamenii care vor să-și cumpere o mașină să meargă cu ea, nu pentru oamenii care, stai mă că n-are nu știu ce rulmenți, că eu ung aici cu fac eu, nu, aia sunt niște oameni care duc lucrurile la extrem și
mașinile astea de serie nu li se adresează lor, sau cel puțin nu îi ia nimeni în seamă cu ceea ce își doresc. Da, sau da, da, da. Mașinile se fac pentru mase, pentru... Discutam la Ford și vorbeam de Mustang și spuneam, băi, poți să-ți iei un Mustang care arată ca o mașină de 100 de mii, dar o iei pe 30 de mii sau 35 de mii sau la preț de Golf, GTI. Mașina, impactul mașinii și imaginea modelului în sine e, mamă, ce mașină e? Mustang. Când spui Mustang, da, e, da, deja da, te gândești, oh, omul are bani mulți, exotic, nebun, Mustang, cabrio. Da, nu m-aș gândi. Nu știu, tu nu te-ai gândit, da, sau eu nu m-aș gândi, că știu că e cu motor de 2-3, că nu știu ce, plastic ieftin și așa mai departe, dar imaginea mașinii, imaginea mașinii în piață, da, către, da, oamenii care nu sunt super experți, adică nici ție bănuiesc că nu-ți trebuie un client care e expert. Nu-ți trebuie un client expert, este un client care nu se pricepe și să plătească serviciul tău, pentru că el nu se pricepe la asta, el se pricepe la cu totul și cu totul altceva. Deci fii atent, am clienți de la două mari reprezentanțe din București care mi-au zis așa, vreau să-mi găsești o mașină, vreau să o verifici tu. Okay. Și eu le-am zis, dar voi lucrați în vânzări la reprezentanța, de ce nu duceți mașina la voi, da, în service? Și a zis, băi, nu vreau. Adică... Păi da. Da, oameni că, din industria auto, da, se pricep la mașini, nu... Nu este o regulă. Eu am lucrat în domeniu și tu foarte bine și am avut colegi care habar n-aveau și le făceam cursuri de produs după program și colegi în general, dar asta nu înseamnă că nu erau bune vânzătoare. Doar că nu știau date tehnice sau nu știau să explice opționale sau nu știau ce înseamnă un diferențial sau nu știau ce înseamnă un diferențial blocant. Dar asta nu înseamnă că nu erau bune vânzătoare. Dar... cum să spun eu, băiatul ăla care lucra acolo ca și ce ar fi lucrat el și a apelat la serviciile tale, probabil că el în timpul lui făcea mai mulți bani decât să-și piardă timpul să verifice o mașină în service. Din păcate, că e reprezentanță sau că e service de cartier, e foarte greu să-ți mai găsești oameni, da, iar da, atunci toți cei care au niște afaceri încearcă să-și instruiască oameni. Tu ai oameni angajați la firmă? Am colaborări. Ai colaborări? Da. Bun. Probabil și ție, dacă vei vrea vreodată să ai niște oameni angajați, ai vrea să poți să instruiești foarte ușor, da, să facă, da, lucrurile, să învețe și să-i dea drumul la treabă. Exact. Să nu trebuiască să fie cu nu știu ce școli speciale să facă chestia asta. Și acum mecanicii, eu le spun de pe vremea de când lucram din 2005, schimbători de piese. Nu e nicio jignire și nici nu vreau să fie. Reprezentanțele și BMW, da, la un moment, da, dat scosese un sistem sau un program cu niște ochelari. Ți-i puneai la ochi și ți arăta acolo ce trebuie și rup să scoți. Primul, ce trebuie să scoți, pentru ca să poată să angajeze oameni fără experiență. Da. Pentru că nu găsești oameni. Oamenii care capătă experiență, care devin experți, uite cum ești tu, de exemplu, tu ai devenit expert și faci chestia asta de atâta timp. Eu și... îmi zic specialist, așa. Specialist, ok? Oamenii când se specializează în niște lucruri, da, li se cresc pretențiile și pleacă din companie să-și deschidă ei personal ceva. Pentru că în România se poate mult mai ușor și așa mai departe și ilegal și mult mai simplu, reprezentanța are taxe de plătit, raruri și da, așa mai da, departe. Da, da. Mai conectează și tu ăla care a ieșit un pic. Ce? Ce? Mai încoace a ieșit ăsta? N-a ieșit nimeni. Nu? Nu. A, nu. E ok, da? Gata, a fost publicitate, nu, a simțit nevoia să... Nu se mai... Da, dacă e, spuneți-ne, dar nu, eu nu mai văd, da, comenturi aici, nu știu ce se întâmplă. Salut, cât de lungă este durata de așteptare, întreabă cineva, la tine pentru serviciile tale, probabil. Trebuie să mă uit dacă a trimis și cineva aici la mine. Care a fost cea mai ieftină mașină pe care ai cumpărat-o? Care e durata de așteptare? Da, la tine pentru a veni cineva să... Acum, în perioada asta, toată săptămâna viitoare este full pe serviciu Go to Target, iar pe Search and Find cam ce zi e azi? Azi e sâmbătă, nu? Nu, dar data. Ce 19 ianuarie, deci cam pe la jumătatea lui februarie. Înspre un pic mai încolo. Deci o lună, să zicem. Cam o lună jumate. O lună jumate. Da. Bun. Pentru așa. Și ce mai întreba? Care a fost cea mai ieftină mașină pe care ai cumpărat-o pentru cineva? Opel Corsa din 2000 sau 99
cu 1000 și nu știu cât de euro. 1200 pe acolo, ăsta da? E prețul dintotdeauna. De ce? Posibil că da. Nu știu de ce. Deci un Opel Corsa a costat întotdeauna 1200. Motor, un litru benzină în 3 cilindri, parcă era, da, 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 da. Era bătută pe din afară, mașina aparținea unui mecanic, a întreținut-o foarte bine, i-a schimbat tot, arăta horror, dar mașina era bună. Tehnic. Tehnic, da. Mi-a plăcut și am verificat vreo 10, mai mult de 10 mașini, 14, 12, am uitat cât, a fost acum câțiva ani, înainte să ajungem la aia. Deci toate erau, mergeau prost, aveau unele Easy Shift, Easy Tronic ăla, curgeau uleiuri din ele, erau îngrozitoare, nu trăgeau. Și a, mi s-a părut, merge fain, trage bine, asta e mașina ta, frate. Ai sfătuit un client să cumpere o mașină cu anumite defecte dacă sunt ieftin de remediat și ai găsit-o la un preț bun? Da. Normal. Adică da. Dacă mașina e mult mai ieftină reparată decât una de pe piață, de ce nu? Era o întrebare, ce am știut, dacă ai văzut-o, ce părere are despre mașinile de import față de mașinile din România? A, da. Dacă există, vrei să discutăm dacă există diferențe de standard? Ce? Din dacă, care da, 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 știu. Aici, de da. Mașinile care ai văzut diferențe între mașinile de import și mașinile care au fost pe da, adică dacă te-ai uitat la același model de mașină, Audi A5 de exemplu, da. Și mașina a fost cumpărată din România, are 75.000 de kilometri și trebuie să mai vezi încă un Audi A5 pentru că na, ți se da, pare și da. Era interesant, dar ăla a fost achiziționat din Germania și are tot 75.000 de kilometri. Ai observat diferențe între ele? Da. Ce diferențe ai observat? Deci, în primul rând, opțiunile la Audi sunt scumpe, fraților. Tot ce e opțiune extra costă mulți bani. Și am văzut că mașinile din România sunt mai prost dotate, în general, față de mașinile din afară. Ce să zic? La un Audi, dacă n-ai navigație, îi scade foarte mult prețul. Dacă n-ai, trebuie neapărat să fie S-Line, asta e cumva... Dar nu e S-Line, nu e Audi. Mi se pare și nu. Da, trebuie să fie S-Line. Și atunci oamenii din afară, ei își cumpără, când își cumpără un astfel de Audi și îl cumpără pentru că și-l doresc și îl cumpără mai mult decât pentru show-off, să arată ca Audi A5. Și îl cumpără că vor ei neapărat opțiunea și le place scaunul ăla, vor suspensia aia, să-ți rupă dinții. Da? Așa, deci S-Line-ul ăla e cu suspensie, dar așa și-au dorit-o ei și și-au cumpărat-o așa. Cei care își cumpără un Audi A5 și vor S-Line, este mai mult pentru show. Uite, eu am Audi A5, e S-Line. Uite, e cu volan S-Line. Și există și tagurile alea pe care poți să ți le lipești, să zici, uite domne, e S-Line și al meu. Da? Deci e o diferență. Și am mai remarcat, de exemplu, pe Skoda, diferențe la amortizoare. Mașinile din afară țin, la amortizoarele țin 250.000 de kilometri, la flotă de mașini mai ieftinache, din România 100.000. Stai puțin, țin 250.000 de kilometri luând mașinile de afară la 0 kilometri și din România la 0 kilometri? Nu, nu. Sau mașina e adusă, nu știu, are 250.000 de kilometri? Nu, e adusă în țară la 180, 160, 150 de la mii. Și mai ține până la 250.000. Da. Deci țin... Bun, ok. Și din România le iei la 70.000 și mai țin până la 100. Noi avem și drumuri mai proaste și din cauza că nu avem... Păi da, e vorba de perioada de viață a amortizoarelor în România, din momentul în care ai adus-o. Adică eu tind să cred că mașinile produse pentru Europa de Vest au alte subansamble. Părerea mea. Și eu, cred la, părerea mea. Și eu cred la fel. Am văzut asta la Renault. De la mașini noi se bat cu pumnul tare în piept și spun că nu există diferențe. Argumentele auzite de mine în interviurile cu ei n-au fost puternice. Nu m-au impresionat. Adică nu se poate, domnule, că e ilegal. Păi dacă e ilegal... Deci da, dacă e ilegal, nu se poate. Deci nu face nimeni combinații, există că e ilegal. Calitatea asamblării Mioveni versus Maroc este mare. Deci, pentru că acolo oamenii sunt obișnuiți cu, nu știu, mai puțin și e altfel de economie de piață și la noi e altfel de economie de piață. Și dacă ar fi fost asamblate în Germania, ar fi fost un pic altfel calitatea. Sau, nu știu, izolarea fonică. Trebuie în Germania să fie de un anumit fel, pentru că jurnaliștii auto le testează și măsoară acolo decibelii. La noi e, hai mă că merge, adică e, nu te mai cromponezi în asta. Întreabă cineva... vine un client la tine și spune, dom'le, ok, m-am venit, cât durează o lună, ok, bun, vreau să verific, eu vreau o mașină de 100.000 de euro, nu știu, dau un exemplu, așa, costă la tine X cât costă serviciu, ok, dar ce să-ți dau banii ție, adică cum,
că tu ce ai la mână? Ai vreo hârtie că ești verificator de mașini? Adică întreabă cineva, bă, da, da. Știi? Adică cum? Eu acum sunt... Da, da. Ce îi spui omului, știi? Ce îi spun omului? Da. Păi îi spun mai multe chestii. În primul rând, dacă cineva m-ar întreba chestia asta, m-aș simți un pic, cum să zic, un pic ofensat. Da. De obicei am observat așa, când sunt oameni care îmi pun întrebări de astea, dar de ce să am eu încredere în tine, e clar că nu o să lucrăm împreună. Okay. Pentru că ideea, dacă ai întrebarea asta în cap, trebuie să o păstrezi pentru tine. Nu poți să te duci la un om să întrebi, dar de ce, frate, să filmez eu cu voi? Nu, poate îmi dați o bombă aici. Da. Adică poți să ai dubile astea, okay, dar nu trebuie să-i le spui. Nu trebuie să-i le spui și nu să-l întrebi așa, dar de ce? Ce poate să zică ăla? Păi stai să vezi, uite că eu am fost cinstit la școală, stai să vezi că eu nu mint. Adică îl obligi pe om să se dea mare. Da, e un pic, ești un pic, nu știu, nesimțit dacă faci asta. Pe de altă parte, este o întrebare validă. De ce ar avea cineva încredere în mine? Păi din cauza reputației. În primul rând, pentru că până la urmă nu am verificat 5 mașini, sunt la în jur de 4100 pe acolo, așa. Facem un contract, este pe baza unui avans, tranzacțiile se fac prin bancă, nu e gen Gigi de la colțul străzii. Ce se întâmplă dacă tu găsești o mașină mie? Da. Și îmi spui, uite, aripa spate a fost revopsită, e un pic chituită, da. E normal, nu a preferat omul decât să taie, să schimbe, să pună altă aripă, a zis că nu e o reparație majoră și atunci a chituit-o aici un pic, că na, așa se face, da, orice reparație. Da, da. În serviciile normale există și serviciile care repară fără chit, dar sunt alte costuri și așa mai departe. Da. Bun, are, capota a fost și ea revopsită, că a avut pietricele din alea, nu are chit. Bara a fost și atinsă, a fost revopsită, nu știu, i-a schimbat ambreiajul și așa mai departe. Omul cumpără mașina, da. Și după aia se duce cu ea în serviciu la mecanicul lui de când era el tânăr și zice la, bă, pe uite mă, aici are amortizoarele, nu știu cum, discurile, nu ți-a zis de ele și uite sunt, nu știu, da, habar n-am, da. Găsesc niște defecte oamenii pe care tu nu le-ai văzut și omul vine la tine și spune, băi Dane, e nasol, că nu mi-ai zis, eu ți-am dat niște bani. Da, mi s-a întâmplat. Ți s-a întâmplat, nu? Adică sunt ferm convins că, pentru că sunt foarte mulți oameni care plătesc niște bani și da, nu, da, consideră că de bani aia e, trebuie să fie viața lor acolo la mijloc și... Da, mi s-a întâmplat foarte rar. Da, cred, da, zic așa, ca așa, idee. Stai să iau pe rând. Da, deci, eu verific fiecare componentă de pe mașină, uite, de pe așa, fiecare componentă o verific cu testerul de vopsea în minim 5 puncte. Înainte de asta eu îmi calibrez testerul. Deci am verificat foarte multe componente de mașini în toată viața mea. Nu știu, trebuie să fac un calcul, dar sunt foarte multe. Rău, este foarte puțin probabil să greșesc cu chestia aia. Îmi și dau interesul, așa, dar este foarte puțin probabil. Dacă un mecanic, un prieten, un cineva se uită la mașină și zice asta a fost, frate, asta a fost, văd eu cum e pe aici. Da, ia să vedem. Pentru mine asta este bullshit. Okay. Pentru că nu are niște cifre. Dacă, de exemplu, eu am fost o dată la o reprezentanță să testez o mașină. Era o, așa, o mașină. O mașină. Și am fost acolo, clientul meu a insistat, domne, să fie sigur. Și am fost, eu am testat-o cu testerul de vopsea și au venit vopsitorii de acolo și s-au uitat așa. Și au zis, da, pare o diferență. Ia câți kilometri, a deschis de capota. Îmi ziceau mie, eu eram, băi, eu nu sunt samsarul, el e vânzătorul, da. Și au făcut o... gen un românism de ăsta, li s-au părut lor și i-am contrazis și le-am zis, domne, uite, eu folosesc un tester de vopsea, da, l-am calibrat, am și experiență și tu îmi zici din ochi că te pricep tu. Eu te contrazic, băi, că nu mă interesează. Da, și uite, niște cifre. Am verificat alte mașini. Tu n-ai, ai făcut asta sau n-ai făcut asta? Deci, mi s-a întâmplat un caz odată unde, cu un Golf, așa, mașina era ok la și peste, nu știu, 6 luni a dus-o la un mecanic și ăla a zis că mașina e lovită. Și am încercat să investighez chestia asta, clientul meu nu a mai vrut să vorbească cu mine, a fost, mi-a părut rău de chestia asta, m-am oferit să dau banii înapoi. Eu o țin pe a mea, adică, pentru că nu am mai văzut mașina după aia, n-am mai adus-o la mine niciodată. Da, 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 mi se mai, poate întâmpla. Mai am un caz unde am fost să verific o mașină și nu am verificat un buton. Butonul de la geamul dreapta spate.
Dacă funcționează. Da, de, la, de aici, din bucata din față funcționa, am folosit și testerul și totul era ok, dar nu mergea ăla. Da, fizic, și din păcate am fost fraier pentru că de obicei oamenii achită banii în avans, dar eu am zis, hai să fac un sacrificiu și să merg pentru el. Să... Nu trebuie să faci asta niciodată pentru nimeni. Da? Și am greșit. Da. Și el mi-a zis, îți dau doar jumătate din bani. Pentru un buton. Da, și am zis, nu e fair, dar nu stau să mă cert. Da, normal, corect. Și mi s-a mai întâmplat odată să verific o mașină, era un Citroen, așa, problematic, suspensie pe aer, compresor, suspensie pe aer pe puntea spate. Da. Și am recomandat omului, bă, Citroenul nu e chiar, o să fie... Și el a fost cu mașina după aia la un service, nu mai știu dacă era reprezentanță așa, nu, și i-au zis să ia. A, ia uite, discuri de frână, a, ia uite, suspensie pe aer, problem, mai bine schimb. A, volant amreș, nu, mai bine schimbăm tot. Și a băgat omul foarte mulți bani. Mi-a părut rău de chestia asta, nu știu exact. Da. Da, se întâmplă, e normal, nu poți să le știi pe toate, să le vezi. Întreabă cineva, ce trebuie să verifici cu strictețe la o mașină second hand? Actele, frate. Actele, nu? Wow, actele. Da? Da. Deci actele. Cum faci cu fiscalul? Cu fiscalul e dificil. Am avut probleme cu fiscalul. La fiscal... Acum există pârghia asta. Dacă tu nu-mi dai fiscalul, eu iau amenzi. Mai bine dăm fiscalul, că amenzile-s vin ție. Da, dar el poate să ducă la poliție și să zică că a vândut mașina. Degeaba. Eu am pățit-o. Nu-i mai, că nu-i mai vin amenzi lui. Așa vorbește lumea. N-am pățit-o pe propria piele, dar... Na. Eu am pățit-o pe propria piele, unde eu am fost vânzătorul, am dat mașina și n-a plătit rovinieta și am mers prin toată România. Și a durat un proces din ăsta aproape 2 ani. În timp în care l-am căutat pe ăla, ăla a vândut-o la altul. La rândul lui, de 100 de ori, da. Da. Asta cu fiscalul nu prea sunt pârghii unde... Nu ai cum să faci, da. Da, adică nu prea ai cum să faci. Eu, de fiecare când am ocazia și oamenii mă ceartă că sunt eu atot știutor și că te-am chemat aici și că nu te las să vorbești și așa mai departe, dar le explic că le spun oamenilor de fiecare când își cumpără pe propria lor piele sau pe barba lor mașina să nu dea banii din mână până nu au fiscalul efectiv. Pentru că dacă tu faci un contract de vânzare, cumpărare și ai dat banii omului și omul ți-a dat carte și talon și contractul de vânzare, cumpărare, fără fiscal mașina nu poate fi matriculată, tu nu poți să-l obligi prin nicio lege să-ți dea fiscalul, el are datorii la impozit de sute de milioane și nu-l poate scoate, nu-l poate elibera. Am avut un caz din ăsta și a durat 2 luni să obținem fiscalul pentru că omul mai avea niște mașini cu motoare mari, n-aveam cum să știm. Da. Și, și asta spun că cel mai bine este să stabilești cu omul, băi, bate-n palma, te duci frumos la taxe și impozite, uite, am făcut contract de vânzare-cumpărare, te duci la taxe și impozite, scoți fiscalul, ai venit cu fiscalul și cu contractul, eu îți dau ție banii, mi-ai dat banii și fiscalul și ți-am luat mașina și cu asta bat. Spune. Fii atent. Te rog. Eu în facultate am studiat body language. Ok. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și am citit multe chestii despre așa. Da, și de exemplu, îmi dau seama ce gândește el acum, cum stă acolo în spate și de ce stă cu degetele scoase, pe când alții stau cu degetele așa. Așa. Contează și, dacă ești închis, deschis. Dacă ești închis, deschis. Da. Și de-a lungul timpului mi-am format un ochi și prima chestie pe care o văd este, nu mă mai gândesc la ea, pur și simplu îmi dau seama, ăla zice adevărul sau nu zice adevărul. Am făcut asta cu mii de oameni. Și pot să-mi dau seama. De exemplu, un lucru, acum nu pot să mă ridic, să stric aici cadru. Am avut un samsar odată, ăsta e doar un exemplu banal, așa, minor, minor. Și l-am întrebat, eu mă duc la mașină și mă uit la oameni și întreb așa, bă, e bună mașina? Și atunci sunt unii care zic, da, e bună. Și atunci, e bună. Alții care zic, dar de ce mă întreb dacă e bună, dă-ți tu seama? Sau îi întreb, Cum ți se pare mașina? Zice omul o propoziție, face un pas în spate de la mașină, mai zice o propoziție, încă un pas în spate. Da. Și tot așa, adică se depărtează de obiectul minciunii, adică aia e clar din start. Deci, da, sunt foarte multe semne din care poți să-ți dai seama și cu experiența și cu studiu. Dacă studiezi și citești multe chestii de genul ăsta, te ajută, adică... Îți spun de experiența vânzărilor, unde noi făceam niște cursuri, tu îl băgai acolo într-un film, uite, ți iei mașina asta, te duci, ți iei prietena, vă duceți, deschide strapa, pac, pe malul mării, dacă mai aveai și un televizor din ăsta, l-omorai, știi? Da. Și eu, n-ai cardulat, n-ai bani, că 5 milioane, te-ai încoace. Înțelegi? Ai semnat ceasul tot, știi?
ai semnat contractul, după aia tu ajungeai acasă, bă, păi ce-mi trebuie mie, mă, asta-mi trebuie mie, știi? Adică da. Eu, de exemplu, la cumpărături, când am gânduri de-astea de piese, da. La mine în capul meu bolnav, în anumită perioadă de timp, trebuie să-mi cumpăr niște piese pentru mașină ca să mă simt mai bine, știi? Și atunci mi le pun acolo în coș și stau o zi, două, trei, să văd dacă bine. Chiar vreau să le cumpăr, știi? Da. Și da. Dacă după astea trei zile încă le mai vreau, le cumpăr. Dacă nu, trecem mai departe. Și le-am uitat și, da. Știi? Și asta spun, sunt foarte multe lucruri care se bazează pe instinctul ăsta și pe emoția asta de cumpărare, la fel și la vânzare. Acum, iarăși vin să te întreb, care a fost cel mai amuzant sau cel mai penibil vânzător de mașină de asta second hand, în care l-ai prins cu niște minciuni din astea penibile și evidente? 2012 sau 13, am uitat, Audi A3 Târgoviște, mașină albă, făcută muci, urât și reparată foarte, foarte prost. Era atunci, nu mai știu exact din ce an era mașina, am uitat. Okay. Și am fost acolo să o văd, omul a zis din anunțul, părea ok, scris de o persoană fizică, la telefon suna ca o persoană fizică, vinde o mașină, părea tot ok, adică m-am asigurat să nu merg degeaba pe banii clientului, așa, iurea, până nu știu unde. Am ajuns acolo la mașină, am văzut-o. Și m-am făcut așa, am vrut să văd până unde merge. Da, și asta e o experiență, jur, nu mai uit. Deci, mașina era revopsită cu diverse nuanțe, cu piese de la dezmembrări. Piesele de la dezmembrări aveau diferite culori și a fost vopsită toată mașina alb, dar a fost vopsită gen cu buget mic. Și se vedea un pic de, roșu, de diferență verde, de culoare, avea roșu, verde și albastru, astea erau componentele majore. Da. Vopsită prost și se vedeau ciobituri unde era, se vedea verdele, se vedea și întrebam, domnule, dar de ce e așa? A, păi nu se mai fac mașinile ca înainte, nici nemții ăștia nu. Și m-am uitat la motor, erau, ambele lonjeroane erau sudate, nu erau sudate bine, unul era un pic strâmb și am zis, domnule, dar ăsta așa e? Da, domne, da, așa e, nu mai e ca în fabrică. Și am zis, ok, hai să, eram curios, bă, dar cum merge o mașină de asta? Adică, și m-am urcat în ea, deci normal, te urci așa în mașină și ai volanul aici. Și aia, nu mai știu, avea volanul, era aici. Mam. Și eram, dar de ce volanul ăsta așa? Nu pare. Nu, că eu conduc așa, nu cred că era, păi aici în partea asta. Eu m-am uitat la clipurile tale și ai și un stil din ăsta de a face pe neștiutorul, știi? Adică la tine întrebările vin foarte natural și dar de ce ăsta? A, așa. Ok, adică nu e gen, băi, ești nebun, da, că stai greșit, știi? Adică. Trebuie să mai zic, stai. Dar de ce? A, așa, bine. Trebuie să mai zic că asta e interesantă. Mașina manuală, dar cu padele pe volan. Și eu zic, îl întreb, dar astea pentru ce sunt? Pentru volum. Păi hai să dăm de ele. Am dat de ele. Nu merge. Zicea, păi nu merge casetofonul. Ah, bine, era vară, era cald, era nu știu ce. Eu zic, hai mă să dăm drumul la aer condiționat. Nu merge. Știi, el m-a deprimit cu geamurile deschise. Și băi, am mers cu mașina și mergea bine, mă. Mergea bine, era ciudată poziția. Nu mai știu exact dacă volanul era aici sau aici. Era foarte nasol, evident, nu mergea nimic pe ea. Dar mașina mergea. Da. Cerea 10.000 pe ea și am zis, băi, asta face cam 6.000-6.500, maxim, deci cam așa a zice. Și ziceam, gata, hai să batem palma. Eram, bă, dar nu eu, adică ce ai făcut? Mamă, de ce aia a fost? Dar mergea bine. Era un 1.6 benzină. Da, legat de chestia asta cu minciunile, că iar mi-aduc aminte de un caz. Nu știu cât ai auzit-o, dar eu am pățit, sau cel puțin un prieten de-al meu a pățit să cumpere o mașină care a fost daună totală în România și reparată și ea săracă acum nu era reparată prost, Doamne ferește, doar că în anumite locuri airbag-urile nu existau, adică nu se aprindea niciun bag, nu se întâmpla nimic. Da, nasol. Și doar că acolo fizic airbag-urile nu existau, omul a încercat, a mai revopsit din elemente care erau revopsite prost, a încercat să-și păstreze mașina, era un Golf 6 sau 7, 4x4, 2x3, ceva din ăsta. Așa, și știu că au ajuns în judecată și asta vreau să te întreb, dacă știi de cazuri de genul în care oamenii au fost păcăliți, dar în instanță au avut câștig de cauză. Băi, pe urmă, de genul. Nu știu, tocmai acum o zi mi-a trimis un avocat, cred că e avocat, nu știu, lucrează la un departament juridic undeva, un mail cu niște dovezi ale unui proces, cu un samsar cu aceeași chestie. Am citit pe diagonală rezoluțiile alea, cred că o să fac un filmuleț despre astea, dar doar acum am primit mail. Deci nu știu. Da, eu știu din cât am urmărit povestea asta cunoștinței că
nu știu, a găsit ceva la mașină, l-a sunat pe ăla, i-a zis, băi, dă-mi banii înapoi, că mai că a fost mașina daună totală, dă-mi banii înapoi. Da. Ăla a zis, îți dau 2000 sau 3000 sau nu știu, s-au înțeles la o sumă, i-a dat banii, s-a stins conflictul, după care tot tipul ăsta care avea mașina a ajuns într-un service, cumva, printr-o conjunctură și așa mai departe, și i-au spus, bă, nu ai airbag-uri aici. Și omul i-a dat în judecată pe respectivul vânzător că i-a pus viața în pericol și că i-a vândut o mașină care nu mai are toate sistemele de siguranță. Nu știu cum s-a terminat procesul. E greu de dovedit așa ceva, adică e greu de meciuit. Meciuit, nu știu cum e. Da, 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 e greu de demonstrat că tu ai făcut chestia asta și că ai știut și că ai fost... Exact, exact. Da. Asta nu se poate face nici în Germania sau în altă țară, să demonstrezi că ăla știa, că ăla a făcut, da, că ăla știa. Exact ce spun eu, modelul de eu nu știu, așa am luat-o. Eu așa am luat-o, da. Așa o dau, știi? Chiar am făcut un clip cu o mașină daună totală. Un Serie 3. Nu, un Serie 3. Este un Passat. Un Passat. Ok. Da, deci este un Passat, este un clip pe YouTube cu țeapa absolută, zic eu. Okay. A fost vândută de o firmă unui Samsar reparator, că sunt și ăștia pe așa, Samsarul reparator. El a reparat-o prost, i-a pus niște capacuri de plastic, capace de plastic, okay. De așa, în loc de airbag. Mașina a fost daună totală, cutie de viteză sudată, bla bla bla. Adică, da, ok, zi. Așa, deci n-a fost cu lonjeroane strâmbe, n-a fost așa, dar airbag-uri explodate, chestii pe dedesubt rupte și așa, înlocuită cu piese de la second hand. Și Samsarul reparator a vândut-o altui Samsar și ăsta a tras țeapa. Înțelegi? Deci, l-a luat, adică Samsarul reparator a vândut-o probabil la un preț corect, că na, a zis, băi, e reparată prost, iau și tu mai ieftin. Samsarul care a cumpărat-o și a dat țeapa... Eu îl știu pe Samsarul Țepar, că am mai fost la el și de fiecare dată a fost cu altercații, așa. Da, deci știu pe aia și sunt super nasoli, adică aia vindeau, odată am fost la o Honda Accord, mașina era vopsită toată, era strâmbă, era mașină din, ei ziceau în anunț că e 2011, era 2008. Tupeu. Au vândut-o, frate, au găsit pe unul care nu s-a uitat. Dar nu un an, adică mulți ani. Era, sau am fost odată la o mașină, prima mașină când am văzut-o la Samsari ăștia acolo, un Opel. Era clar lovit și așa și m-au primit cu motorul pornit și am zis, am oprit motorul. A venit unul, dar de ce ai oprit motorul? De ce ai oprit motorul? Eram, păi am oprit, mă, să o pornesc. Dar ce, mă, ți-am dat eu voie, ți-am... Știi, erau foarte agresiv, așa, am zis. Da, bă, sunt. Aia a fost ce mai nașpa, așa. Sunt cazuri de oameni de genul ăsta. Da, vreau să le explic oamenilor că sunt și mașini reparate ok. Da, adică sunt. Adică sunt mașini reparate ok. Sunt reparații de diferite calități. Sunt samsarii, da, sau, da, nu știu, revânzătorii de mașini care vor să maximeze profitul și atunci repară prost, cum spui tu. Punem acolo un capac de plastic, pune acolo să nu se vadă, dă-i cu mastic, da, așa, dă-i cu spray-ul și așa mai departe. Și așa, dar sunt și oameni care repară mașinile ok. Cumpără mașini lovite, le repară ok, ca la carte. Am întâlnit. Nu păcălesc, adică spun, da, a fost lovit aici. Da, a fost lovit aripa, adică eu la mașina mea am schimbat aripa pe spate, că așa am cumpărat-o, era plină de kit și de lucruri și a trebuit să schimb aripa, am schimbat-o, aia e. Băi, am întâlnit Samsar care vindea o Mazda, pe aici, pe la Plața România am fost să o verific, și mașina era sub prețul pieței cu 3000 de euro. Avea super puțin kilometri, 7000 de kilometri, okay. Și ăla mi-a zis de la telefon, mașina a fost lovită, am reparat-o, este sigură, dar să știi că reparațiile la tot ce înseamnă plastic și așa, nu mi-a păsat de ele, că nu sunt importante. Vrei să o vii, să o vezi? Bine. Am sunat clientul meu, mi-a zis, băi, asta mi-a zis. Clientul meu mi-a zis, asta mi-a zis și mie, de-aia te trimit să evaluezi cum a fost făcută reparația. Okay. Și am mulți clienți care mă trimit, și mai am mai zic și eu de altă chestie. Deci clienții mei mă trimit să verific cum a fost făcută reparația. Și ce să zic, de la lonjeroanele din față, erau prinse cu șuricei, bara față, e o bară de plastic. Am făcut poze, am documentat totul și am zis, bă, mașina e sigură, dar e prinsă prost. Și pe clientul meu a zis, bă, pe mine nu mă interesează, eu fac foarte mulți kilometri, nu-mi permit mașină nouă, dar mașina merge bine, are airbag-uri, da. Motorul nou, 7000. Apropo de chestia asta, ce am mai făcut pentru oameni și pentru mine, așa mi-a venit și ideea, am avut cineva a intrat în mine cu mașina și am fost cu ea la service. Și serviciul mi-a zis, păi da, trebuie îndreptată aia, trebuie făcută aia, și eu l-am zis, bă, eu lucrez la mașina potrivită, o să testez mașina. Dacă nu o faceți bine, nu o iau. Cumpăr altă mașină, merg cu alta, nu mă interesează mașina asta. Și n-am făcut-o bine.
Și mi-am dat seama că n-am făcut-o bine pentru că am testat vopseaua. Ia uite așa, trebuie schimbată ușa. Am testat ușa și era îndreptată ușa. A, deci, da, am înțeles. Nu au schimbat ușa. Nu au schimbat piesa. Și le-am zis, băi, nu vreau să am o mașină cu îndreptături de la voi. Da, și m-am uitat nu știu pe unde, au dat-i cu mastic și așa, am zis, băi, nesimțiților, asta este o reparație făcută prost și eu nu iau mașina așa. Nu știu, stați la noapte, mașina a durat o lună să repare mașina, sau o lună jumate, și am zis, băi, eu vreau să vin mâine, stați la noapte, nu știu, stați pe serverul, trebuie să dispară. Gazările astea, urmele astea, masticul ăsta întins prost aici, ăstea sunt niște prostii. Altfel, eu vă dau în gât la societatea de asigurări. Și până la urmă mi-a fost mină de ei și am luat mașina cum s-au străduit, am apreciat efortul. Rezultatul a fost așa cum a fost și asta a fost mai bun decât, da. Decât era și am mai făcut pentru câțiva clienți chestii de-astea înainte să-și ia mașina din service. Adică te-ai dus tu să faci recepția lucrării de service. Da, și-au făcut aia, mamă. Ori niște reprezentanțe mari, frate, din București, da, și-au bătut joc. Șocant. Și îi ziceau... Pot să spun eu ca vânzător, client de Scirocco Air, prieten de-al meu, uh-huh. A venit mașina la livrare. Când am luat mașina din spate să o bag în boxa de livrare, avea un clâncănit, clanc. M-am dus la un băiat de la service. Hai să scriem pe procesul verbal, ca să nu avem probleme, că nu e garanție, că nu e nu știu ce, că nu e, da, nu știu cum. Că lucrurile astea se întâmplă pe la unele reprezentanțe. Și am venit cu mașina când s-a programat să vadă care e problema. În, uh-huh, service s-a lovit bara mașinii. Adică ei, ca să constate zgomotul, au trebuit să bage mașina pe standul de ITP. Mașina fiind o mașină sportivă, când a intrat pe standul de ITP, a lovit cu bara, bara de protecție, care, din punctul meu de vedere, la o reprezentanță auto nu ar trebui să se întâmple, pentru că ți-a venit o mașină pe care tu o vinzi. Uh-huh. Mașina pe care tu o vinzi trebuie să țin, trebuie toate aparatele tale de acolo, din service. Nu trebuie să dăuneze mașinii, știi ce zic? Adică e un paradox. Bun. Iar oamenii au zis, haide, domne, ce se repară? Am zis, tată, eu mi-am luat o mașină nouă ieri. Ieri mașina mea a fost nouă. Eu nu vreau o bară reparată. Eu vreau o bară nouă. O altă bară pe care, da, mi-o revopsești și o pui pe mașină. Uh-huh. Și atunci directorul de service de la vremea respectivă a venit la mine la birou, da, de față cu clientul și a zis, hai mă, nene, mă, că oricum asta e joasă și oricum lovești bară. Ce face atâta scandal? Da. Înțelegi? Și atunci, na, e normal să se întâmple lucruri. Dacă lucrurile astea se întâmplă la reprezentanță, e normal să se întâmple și în serviciuri mai mici, pentru că ți-am spus, e problema cu oamenii care, problema asta cu forța de muncă care, na, îți pleacă în afară și așa mai departe, tot se duc și încearcă să găsească, da, variante mai bune decât să lucreze pentru cineva într-un serviciu, adică cel mai bun mediu de muncă. Și atunci se întâmplă chestiile astea. Deci, eu le-am spus oamenilor că nu trebuie să condamne marca mașinii pentru oamenii care o reprezintă în țara asta. Niciodată. Mă, uite, eu adică nu. Am acum un caz pe gen pe rol. Da. Cu o mare reprezentanță din București, au vândut mașina nouă, mașina a avut o daună și au adus-o să o revopsească. Au început să se exfolieze vopseaua și pe componente care nu erau revopsite. Okay. Și mașina a fost doar în serviciul ăsta și doar la reprezentanță aici. De unde știi că nu au fost revopsite? L-ai măsurat? Nu, asta mi-au zis ei. Băi, mașina era nouă. Hai să le măsurăm, îi vedem după. Da, și exact. Eu adică cu asta o să mă care... ocup acum. Să verific componentele sunt astea. Sunt mașini, din experiență, au fost mașini de fabrică care au avut probleme cu vopseaua și s-au exfoliat. Dar nu s-au exfoliat într-un an sau doi. S-au exfoliat în 10. Asta e de două luni. Sau s-au decolorat în 10. Da. Sau chestii de genul ăsta. Nu, dacă îi simt, deci la obiecțiunea asta cu vopseaua, singurul lucru care poate să spună clar dacă a fost sau nu este aparatul care măsoară stratul de vopsea. Deci este cel mai concludent și singurul care poate să părerea lor, părerea oamenilor asta, și vor să acționeze reprezentanța în instanță cu oarecum ajutor din partea mea. Da. Părerea oamenilor este că mașina a avut niște daune în reprezentanța aia. Ăștia au revopsit mașina. Au reparat. Au reparat, da. Și nu au spus. Bă, frate, asta se numește minciună. Corect. Adică este ascunzi adevărul, e minciună, adică minți. Mai bine zice, uite, s-a întâmplat asta, am reparat-o, e ok, știu, ne pare rău. Da, așa este, e o problemă, oamenii speculează, adică pune-te în locul reprezentanței. Îți vine, trebuie să aduci mașini, să le aduci, da. Nu poți să le aduci tu, care ești perfecționist și vrei să faci toate lucrurile ok. Ai niște oameni angajați, oamenii angajați la niște firme. Firmele respective
au și ele la rândul lor asigurare de transport. Se întâmplă niște accidente. Accidentele, dar să nu numesc accidente, că nu și le dorește nimeni, că se întâmplă. Da. Bun, ok. Trebuie reparate, nu poți să arunci mașinile alea. Mașinile alea, dacă le repari și spui clientului, clientul e hoț. Așa e el și profită de necazul tău. Spune, ha-ha, păi tu vrei să-mi dai mie mașină cu bara revopsită? Păi dăm discount. Păi da, îți dau discount, dar e un risc pe care trebuie să-l asumăm amândoi. Pentru că, uite, eu, de exemplu, acum mi-am comandat o mașină, mi-am plătit o mașină de pe mobile.de, o Toyota Land Cruiser, din Danemarca, mi-a trimis-o la filmuleț. I-a zis, frate, eu iau oamenii de buni, cât mai lași la mașină? 300. Să-ți dea Dumnezeu sănătate că e cadou de Crăciun pentru mine. Da. Hai cu actele, hai cu nu știu ce, știu că durează 2 săptămâni, eu te las 3, ca să fie bine, că-s cu sărbătorile, dăm mașina. Și omul, astăzi s-a încărcat, poate mașina nu mai vine pe... Se răstoarnă la mașina pe transport. Da, să primești... Mașina are asigurare pe transport. Dar eu nu vreau banii pe asigurare. Eu vreau mașina aia. Pentru că eu mașină ca aia nu mai găsesc la banii aia, înțelegi? Și atunci, știi, eu dacă aș fi unul gen clientul care vrea să profite de chestia, păi eu nu vreau banii, mă, mi-a adus tot Land Cruiser de aia V8. Înțelegi? Și auto-utilitară, și albă, și cu piele gri, și cu... Nu vreau banii. Nu, ține-ți banii, 5.900. Nu-i vreau. Ține-i. Eu vreau mașina aia. Știi? Exact asta face clientul. Bă, mi-ai dat o mașină lovită cu bara zgâriată. Stai puțin, mașinile, iarăși ajungem în punctul ăla, mașinile lovite și reparate bine sunt stricate sau sunt de aruncat? Nu, sunt mașini reparate. Nu, frate, da. Care într-adevăr, cum spui tu, nu este adevărul 100% pur, că nu mi-ai zis, puteai să-mi zici, bă, a avut un accident. M-ai mințit. Bă, minciuna e minciună. Minciuna e minciună, dar știi, e așa cu loc de întors, pentru că, îți repet, și firma aia trebuie să vândă mașinile alea. Nu poate să-ți dea, păi eu vreau 1000 de euro că mi-ai lovit bara, eu vreau 5000 da, de euro. Da, atunci că... nu lucrăm cu tine, nu, deci dacă ești nesimțit, nu vreau să lucrez cu tine. Dar adevărul trebuie să fie spus, frate, adică trebuie sunt să fie spus adevărul. Da, de acord cu tine, dacă dar tu, nu ca reprezentanța ai clienți de ăștia nasoli, asta e, o să vină alții. Dacă tu vrei să faci niște cifre de vânzări, o să minți, o să umbli cu mișmașuri. Și astăzi faci una mică, mâine mai mare, apoi mâine mai mare și așa. Și e nasol, omul se simte înșelat, se simte păcălit. Bă, nu e ok, nu e bine. Eu sunt adeptul, o spun adevărul și nu negociez la preț. Asta e. Nu-ți place mașina mea, cumpăr alta. Corect, așa este, dar na. Aici e business, e altfel. În sfârșit, numărul mare de mașini, probabilități multe. Ar trebui bugetate toate, dar na, e destul de greu că... Na. Ia, ce întrebări mai e acolo? Mai e? Merită să dau 10-11 mii pe o mașină electrică nouă, subvenționată de stat, că acum primești niște bani de la stat. 10-11 mii? Nu știu ce 10-11 mii visează. No, el, că nu, că el zice că să dea 10-11 mii și că îi mai dați lui statul 10 mii. Știu că era la un moment dat o chestie de genul ăsta, dar... Un app? Cât e app electric? Da? Da, deci probabil că e 12.000 și îți mai dă statul 10.000 pentru o mașină electrică. Un Volkswagen Up cu 20.000 de euro, practic. Da, electric, full. Full electric. Ți-ai un Volkswagen Up, full electric, nou-nouț, 0 km cu 20.000 de euro sau 24.000, ai 23.000 de euro prețul de listă, dar statul îți dă 10.000 pentru că nu mai poluezi. Merită. Merită, nu? Da. Așa zic și eu că merită. E o mașină urâtă, îmi pare da, rău mă, că... Da, nu, stai puțin, că așa, nu e... Dar se conduce fain, eu am condus niște apuri de-astea. Da, da, da. Și mie mi se pare ok, pentru că mergi gratis după aia. Da. Dacă vrei să faci 10.000 de kilometri pe an, nu merită. Adică, merită că e gratis, dar și ești tu green sau așa, dar în rest, nu știu, n-aș... Nu știu, la 10.000 de euro, nu știu, parcă e de gândit așa. Da, e de gândit dacă îți faci niște calcule cu partea asta de electric, știi? Problema. Ai 20.000 de euro de dat pe o mașină. Păi n-ai 20.000. Ai 20 ca să se încadreze la o altă mașină. Păi nu se încadrează, că ți-ți dă statul 10.000, nu e vorba de câți bani scoți din buzunar. La 30.000, cred că găsești un gol. 30.000? Băi, pe ce gol? Nou? Băi, cât curent o să mai fie gratis? Eu am fost în Timișoara și am discutat cu unii care au un sistem de City Limo, se numesc ei. Okay. Și au, pot să zic marca, e ok, vă supărați, nu? Eu. Da, zi ce vrei. BMW, frate, au BMW i3. Da. Au primit discounturi de la BMW, de la așa, și pentru ei merită, pentru că mi-a zis, băi, energia e gratis. Vorbești de Get Pony, nu? Nu, de, nu Pony. City Limo, așa se numesc City ei. Limo, ok. Da. Un app și mașina era scumpă, era, nu știu, 35.000, o chestie de asta. Da. Un app cu 10.000 de euro. Da. Dar mașini electrice ai testat? Nu. N-am testat. Am testat hibride,
De toate tipurile. Deci, hibride, da. Hibridul mi se pare și mie cel mai tare. Hibrid gen Opel Ampera, dar și hibrid Toyota Prius și hibrid Kia, am uitat cum îi zice, Optima, tot felul de hibride. Ce caută oamenii acum ca și motorizare? Benzină sau diesel? Preponderent, ce ar fi mai mare cerere din partea clienților tăi să cumpere motoare? Diesel sau motoare pe benzină? Diesel. Diesel. Da. Da, mai mult diesel. Știi de ce? Din cauza că dieselul nu cred că o să moară, unul la mână. Doi, este mult mai ieftin acum dieselul ca niciodată și pur și simplu merită. Adică, da. Deci, eu mă uit pe prețuri și știu prețurile foarte bine și dieselul chiar merită. Totdeauna recomand neapărat un Euro 5 sau Euro 6. Eu sunt și motociclist și nu vreau să inspir DPF off. Și sunt mulți în România cu DPF off, e enervant. Da, în România, din păcate, da. Da, da, multe jafuri, multe hârburi și multe hârburi pentru că până în momentul de față municipalitatea nu vrea să găsească o formă prin care să te pună să plătești în funcție de norma de poluare și în funcție de cât mergi. Eu vreau să mergi în oraș. Eu vreau să plătesc. Și eu vreau să plătesc și le-am spus tuturor și oamenii mă consideră îngânfat și arogant și așa mai departe când le spun că mașinile nu sunt pentru toată lumea. Mașina este un lux. Mașina nu este o necesitate. Nu trebuie să am mașină. Oamenii se descurcă și fără. Vrei să ai mașină? Plătește niște bani. Plătește un loc de parcare pe lună, la bloc. Da. Oriunde ai parca, să fie o taxă. De ce? Ca să nu mai avem 7 mașini la dezmembrat în fața blocului. Plătești 2 milioane pe lună să vezi că nu mai ai 7 mașini în fața blocului, să vezi că mașinile care nu merg, că acum ai văzut când ninge, îi vezi pe toți cum stau mașinile cu zăpadă pe ele, degeaba și ocupă locuri de parcare, nu o să mai fie, mașini înmatriculate pe Bulgaria și așa mai departe, vrei să intri în oraș, ai euro 1, plătești 100 de euro pe zi, ai euro 2, plătești 50, ai euro 3, plătești 40, ai euro 4, 20, nimic și așa mai departe. Euro 4 sunt eu, 20. E bine, am zis bine? Da. E ok. Îți convine, e ok. Nu-mi convine, o să-mi schimb mașina. Da. Dacă gol, eu cred că sunt din. Da, adică sau orașul sau centrul orașului, în toate țările astea civilizate se întâmplă chestia asta și este normal să fie așa. Nu este normal să mă impozitezi în funcție de capacitatea cilindrică. Mi se pare o aberație și o tâmpenie. Mi se pare normal să mă impozitezi în funcție de valoarea mașinii. Există programe, există cataloage prin care tu poți să vezi mașina Toyota Land Cruiser 47 V8, cât valorează pe piață în momentul de față, când are 450 de... Da, asta e ca o fel de taxă vamală, că așa era, nu știu cât la 100 din valoarea mașinii, 10%. Păi nu 10% din... Păi nu, era 10% din valoarea mașinii declarată pe contract. Și atunci începeau manevre... Da, da. Nu, există catalog, există program, deci eu când lucram la mașini second hand, tu veneai cu o mașină și există un program, se numește Autodex. Da. Și eu băgam acolo datele mașinii, chiar și seria de șasiu și el identifica ce dotări are mașina pe ea știu, și de unde a fost vândută și așa mai departe. Și el spune, mașina asta are prețul de 6500. Omul venea la mine și vreau 17000. Frate, 6500 dacă vrei bine, nu, aici nebun, la revedere. Și atunci, fă-mi impozitul în funcție de valoarea mașinii pe piață. Pentru că dacă eu mi-am luat o mașină de genul ăsta, asta nu înseamnă că eu am 100.000 de euro cât a valorat mașina de nouă și trebuie să-ți plătesc impozit că eu merg cu un V8 de 4,7 litri. Nu, trebuie să-ți plătesc un impozit în funcție de valoarea ei, că tu mi-ai impozit în funcție de valoarea achiziției mele și după aia să-ți plătesc în funcție de norma de poluare și în funcție de cât merg. Adică, dar cât mergi, n-ai cum să... Cine să știe cât mergi? Și vinieta cât mergi? Vinieta nu poți să plătești pe o săptămână sau pe o lună sau pe 3 luni? Nu poți să cuantifici cât mergi, cât? Păi nu, efectiv, noi plătim acum în benzină o taxă de poluare. Noi acum în benzină avem o taxă de poluare pe care o plătim. Da. Adică prețul benzinei este compus din multe taxe plus o taxă înseamnă, de poluare. Okay, deci cuantifici adică acolo. Adică eu mai plătesc și acolo odată, că mă duc la pompă și bag. Da. Vin niște bani în plus. Exact. Pe lângă asta mai vin niște bani de rovinietă. Da, pentru că folosesc drumuri și așa mai departe. Da. Pune-mi pe aia, bă, ai euro 3, când bagi acolo numărul de matriculare să spună cât te costă, să-ți ia și în funcție de euro. Da, eu sunt mergi de acord cu asta. Adică, nu, hai să dăm niște legi, ai V8, 80 de milioane, frate, pe an. Nu știu, ai 3 litri, ai 3 litri. Nu știu cum se impozitează în Germania sau nu știu. Păi în Germania, spun eu, se impozitează foarte tare dieselul și foarte ieftin benzină. Indiferent de capacitatea cilindrică. Nu. Este și în funcție de capacitatea cilindrică, dar nu atât de drastic ca la noi. Da. Adică mașina asta ar plăti un impozit de, cred că, de 500 de euro. Poate să mă contrazică oamenii acolo, în comentarii, Doamne ferește, chiar vă rog, o mașină de genul ăsta plătește cam 500 de euro impozit pe an. Mm-hmm. În Germania, în schimb, în România plătește 2000 de euro pe an.
Da. Băi, nu știu, deci ce zici tu așa că mașina e un lux? Să știi că sunt pentru unii oameni mașina este indispensabilă și chiar au nevoie de chestia asta. Eu nu contest, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să plătești niște bani pentru da, ea. Da, eu cred că trebuie să plătești niște bani, trebuie să plătești niște gratis. Taxe. Aș vrea să plătesc niște taxe, mă enervează că s-a scos taxa de prima matriculare și da, e o luptă între Uniunea Europeană și România care da, trebuie să fie coșul de gunoi și așa mai departe. Da, așa. Eu nu sunt un om bogat. Da. Nu m-am născut în puf, nu m-am născut în, cu fundul pe nu știu ce perne, da. Nu m-am născut în mașină, gen. Pot să merg cu metrou, cu bicicleta, cu scooterul, cu trotinetă, cu așa. Pentru mine, eu îmi dau seama că e mai confortabil cu mașina. Pentru normal. Urci. E ca un fel de umbrelă. E... Normal, normal, te ajută, poți să te duci când vrei, unde da. Vrei. Dar îmi dau seama că, băi, orașul e din ce în ce mai poluat, adică e nașpa rău de tot, da. Frate. Este poluat și eu văd ce se întâmplă cu praful în casă. Da, adică nu, ștești praful și în secunda 2 este altul, nu știu de unde vine, geamurile sunt închise și așa mai departe. Da. Dar asta spun, băi, lasă-mă să circul în afară. Da. Adică în afară orașul nu e o problemă cu poluare. Chestia asta cu mașinile electrice mi se pare un pic pushy, exact cum zici tu, mi se da, pare că ții, mi se bagă pe gât un pic și îmi spui că se poluează din cauza mașinilor și bla 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 și bla bla bla, păi să luăm câte avioane sunt. Știi că s-a aplicat în alea de vezi câte avioane sunt la ora asta deasupra noastră, nu știu ce? Da, da, da. Dacă vezi nebunești, te șochezi sau cât poluează un vapor sau adică n-are nicio legătură. Da, cu... da, tu nu simți vaporul în oraș. Când mergi pe stradă păi și da, hai să facem, așa, hai să facem. Miroși pe ăla cu DPF off. Asta spuneam. Și aia miroși. Asta spuneam, hai să facem un oraș. Că în oraș ne interesează, nu în afara orașului. Deci da. Vrei să intri în oraș, plătești în funcție de norma de poluare. Mă vrei pe o zi, pe două, putem să punem camere, ăștia oricum sunt interesați să mai fure niște bani. Adică orice lucru se face, se, știi, se ia un comision. Și atunci... Eu cred că orice sistem în România o să va fi implementat, o să fie implementat prost. Da, eu am impresia că orice se întâmplă în România în practică este implementat, este da, implementat prost și totul este făcut așa cum nu trebuie să fie făcut. Dar, na, asta este și, din păcate, trebuie să mergem la vot, că cred că e singurul lucru pe care putem să-l facem. Sunt foarte de acord. Este singurul lucru pe care putem să-l facem. Singur lucru. Rest, nu știu. Ia mai zic, ce întrebări mai acolo? Băi, nu cred că mai am. Nu? Nu cred. Te las în pace, să știi. Putem să mergem să mâncăm, mine... să facem ceva interesant. Nu, no, stai că deschide și ăla. Nu, că la el nu e nimeni. Mai dau dată rec? Nu, nu. Idee de tricou. Ce părere despre mașină cu proveniență străină? Cum se compară o mașină care a fost cumpărată de nou? Asta am mai pus vânt în România. Cred puțin oameni cu coloană vertebrală. Doamne, cât de serios ești. Ai sfătuit un client să cumpere o mașină, asta am citit, cea mai ieftină, păi afară e alt asfalt, altă calitate a drumului și a aerului, aș putea spune că tot aici eram cu discuția. Da. Adică o mașină de Germania care are 200.000, am văzut eu acolo un coment, i-am dat eu la tine pe YouTube, a zis un samsar în târg, în România la 200.000 moartă, zic am eu la 200.000 și nu e moartă, ți arăt eu. Așa și în schimb în Germania 200.000 este super tare. E, în Germania 200.000 se fac într-un an. Spre deosebire de România, eu i-am făcut în 10. Dar se pot face și în România, doamne fește, nu contest. Se pot. În Germania contează foarte mult calitatea aerului. De ce? Pentru că interiorul unei mașini arată impecabil. O mașină care are 7 ani, de exemplu, de utilizare în Germania, arată impecabil față de 7 ani de utilizare a mea în România, care eu am grijă de mașina mea. Și arată nasol. Adică da, știi care e problema la mașina ta? Este problema așa. Tu stai undeva cât mai aproape de locul în care tu ai treabă. Da, da, da. Pornești mașina, faci puțin bine, kilometri, da, 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 nu e stop, start, stop. Nu e sănătos corect. Pentru motor. Corect. Oamenii ceilalți au genul autostradă. Ei fac același timp ca și tine, repede, dar stau la o distanță mult mai mare. Și atunci mașina este întreținută mult mai bine. De exemplu, am fost acum să verific la Curtea de Argeș, am făcut deja clipul. Opel Astra Kappa, nu sunt fan, nu-mi place, din 2016, cu 175.000 de kilometri. Băi, am verificat-o pe dedesubt. Mamă, deci impecabilă. Arată, uite, ca Tiguanul ăsta de aici din spate. Deci arată nouă, pe sub motor. Pentru că merge în alte condiții. Am mers da. În sudul Franței, am mers pe autostradă. În alte condiții, da, da, da. Înăuntru arăta super bine. Ai văzut că în Germania, dacă intri cu mașina murdară din România și plouă, se spală mașina. Se spală mașina, mergând pe autostradă, ți se spală mașina. Atunci, cum, nefiind praf și... tot timpul te duci la spălătorie și o speli cu jetul și mașina este impecabilă, nu? Da, la noi da. Stai, pune-mă buretele, băi, Ioane, pune-mă că nu pui mai polișezi, eu pune buretele, că nu vezi ce e acolo, e dezastru, da, pământ, da, da, e foarte bune. Mult praf și... Și atunci normal că mașinile se degradează mult mai tare și ăsta era un avantaj mare al samsarilor pentru a putea da numărul de kilometri înapoi. De ce?
pentru că omul în Germania, exact cum vorbeam, face 200.000 de kilometri într-un an jumate. Da. El a luat mașina, vine cu ea, o dă la 70.000, mașina arată impecabil, kilometrii nu, din punctul meu de vedere, kilometrii nu pot fi verificați decât printr-un istoric de service, altfel nu pot să-mi demonstrez că ai kilometri reali, orice mi-ai spune tu mie. Da. Dom'le, bagă testere, nu, orice verific eu, tu poți să păcălești. Da, mai sunt testarele online, dar nici alea sunt bazate pe date din Audatex și serviciile folosesc pe o serie de șasiu, bagă, o încarcă, deci... Kilometrii e greu să-i verifici. Da. Și sunt foarte mult, mă distrează pe Facebook să le dau comentarii cu mașini din 97, 200.000 de kilometri. Bă, fratele meu. Bă, zic, ia-o așa puțin, zic, gândește-te așa puțin, zic, împarte, te rog eu, câți ani au trecut din 97 și vezi câți kilometri făcea omul ăla pe an cu mașina și raportezi la câți kilometri faci tu pe an cu mașina și gândește-te cum, ce-a făcut ăla. Toți sunt bunicuțe de alea care au ținut mașinile în garaj chiar așa. Adică eu cred că clienții ăștia ai tăi la un moment dat le place să se mintă singuri cumva, știi? Adică bă, nu știu, așa am luat-o, nu știu, poate sunt real, poate nu sunt real. Și atunci el zice, poate sunt real, poate am avut eu noroc, poate la mine a fost la bunicuța aia, știi? Adică, cred că le și place, nu zic de doamne ferește clienții tăi, da, vorbesc da, da, de oamenii care cumpără mașini. În general, deci, second hand. Am, de pe, din sursele mele, o să postez în următoarea perioadă pe Instagram, cred că o lună, mai mult de o lună, am poze pentru două luni. Da. Și o să fie titlu... Sunt bune scodele astea, sau sunt bune Passaturile, sau okay, sunt bune Fordurile astea. Ford, Focus C-Max, 2009, 1.195.000 de kilometri. Bun. Bă, bune Fordurile astea. Ok. Sau Mercedes ML, 2012, 470.000. Ok. 10.000 de euro. Super impecabilă mașină, adică okay. Skoda Octavia 2013, cred că era, 2013-14, 370.000 de kilometri sau ceva de genul ăsta, era pe Instagram. Da. Deci cam așa, așa sunt kilometri, frate. Nu... Așa sunt kilometri și câteodată sunt și mai mulți. Și, da, și mașinile sunt foarte bune la kilometri ăștia. Sunt foarte bune la kilometri ăștia, da. Probabil că oamenii trebuie să înțeleagă și să trecem peste mentalitatea aia că mașinile la 200.000 de kilometri se distrug. Nu se distrug. Că nu se distrug. Eu mi-am luat mașina Toyota, are 450.000 de kilometri și după ce mi-am luat-o cu 450.000, în timpul ăsta de așteptare de două săptămâni, am stat să mă uit pe YouTube. Da. Adică eu am știut că are 450.000, nu? Și m-am uitat pe YouTube și m-am uitat și la review-uri, oameni care și toți încep 450.000 de mile, 500.000 de mile, 550.000, dom'le, asta nu se strică niciodată. Ia mă că văd eu acum. Văd eu, mi-am luat eu și văd eu dacă se strică sau nu se strică. Da, da, da. Știi? O să-mi iau și eu mașină cu kilometri mulți așa, da, să, de curiozitate. Și uite că, na, Teo a avut Passat, ăla, pe... Da, 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 și ăla, 400.000 sau nu știu, ceva de genul ăsta și a mers cu mașina, i-a schimbat într-adevăr lucruri, revizii, role, da, condensator de aer condiționat, radiator și așa mai departe, dar mașina mergea. Cred că ăștia de la ADAC, care sunt Automobil Club Germania, da, din Deutschland, sau Autobild, am uitat exact care, au făcut un studiu în 2012. Eu am citit studiul complet. Au luat două mașini similare, erau Mercedes C180 compresor, motor 1.8 benzină, compresor, așa, 160 de cai. Da, și au avut o mașină cu 301.000 de kilometri și o mașină cu 50.000 de kilometri. Și au desfăcut motorul complet, au desfăcut toate componentele și mașinile au fost folosite cam în aceleași, în același environment, de colegi, de nu știu ce, la la la. Și au măsurat cât s-a uzat pistonul, cât s-a uzat, nu știu, axa cu came, cât s-a uzat așa. Și au constatat așa, 300.000 de kilometri pe autostradă echivalează cu 50.000 de kilometri în oraș. Bun. Deci, bun, ăsta, nu 200.000 cu 50.000, este 300.000 cu 50.000. La uzurile motorului. La uzurile motorului. La, îți dai seama de câte ori calci pedala, da, de ambreiaj, da, 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 de câte da, ori calci... frâne, plăcuțe, discuri, bagi în viteză. Viteză, da, corect. Da. Și uzura, deci ăstea erau, au schimbat ei așa, la plăcuțe de frână, discuri de frână, gen uzura motorului, uzura cutiei de viteze, uzura planetarelor, uzura diferențialului. Deci 300.000 cu 50.000. Eu mi-aș lua clar mașina aia cu 300.000 versus una cu 80.000 care a stat sau care a fost frecată stânga-dreapta, da, stânga-dreapta. Deci... Sunt, da, sunt mulți care cumpără și spun, dom'le, o cumpăr de la femeie, că n-a fost alergată. Lucru care e total greșit, pentru că prefer să cumpere o mașină de la unul care a știut să o îngrijească și să o folosească de la, decât de la cineva care n-a știut, da, dar zici, băi, era o bătrânică, nu alerga.
Păi nu a alergat, a mergea cu ambreiajul călcat, nu știa să schimbe, să facă, lichide, service. Am avut multe mașini așa până acum, dar la un moment dat am avut un Opel Astra pe care l-am luat eu cu 40.000 de kilometri second. Am zis, nu domne, că să fie nou. Cred că am băgat în mașina aia vreo 8.000 de euro. Doamne, se strica, mi-au tras țeapă și Opel, și reprezentanțele, și servisuri, și eu mi-am tras țeapă. Și... Deci am băgat la bani. Conduc acum un Ford din 2008, are peste 200.000 de kilometri. Da, că asta a întrebat toată lumea, ce mașină conduci? Da, zile-mă, frate, ce mașină? Care e secretul mașinii? Ford, mă, Ford. Ford, suntem aici la Volkswagen Concept Store și Ford-ul este secretul. Ford-ul e răspunsul, frate. Așa, Ford. Vara asta s-a spart un furtun de intercooler. Astea sunt lucrurile întâmplate. Deci n-am fost atent, mașina, ai luat-o de nouă? Nu, nu, am luat-o second, eu am luat-o la 120.000 de kilometri. Ok. Și am luat-o de la agenți de vânzări. Ăia sunt șoferi foarte buni, n-au timp ei de grop, hai, le turează, e bine să turezi un diesel, e bine să-l turezi, frate, la 3.000 acolo e numai bine. Ăia știu să conducă, dacă lor li se strică mașina, au probleme, trebuie să stai pe dreapta, e altă mașină, ei conduc atent. Da. Dar amortizoarele, na, treci peste grop mai așa. Sunt am schimbat amortizoarele la 205.000 de kilometri, abia deci atunci. Tu ai 205.000 cu mașina? 209 acum. Ai 209.000 de kilometri? Da, 209. Și dacă bubuie motorul? Băi, nasol, nu știu, mi-e frică, trăiesc cu frica asta constantă. Dacă țâțâie, nu știu. Da. Bă, și merge foarte bine. Ca timp de accelerație, eu tot cronometrez în fiecare an. Am văzut dacă ai făcut cu Honda aia Civic și ai zis că ai ambreiajul. E nebun omul. Da. E nebun. Ți-a verificat cineva mașina când ai fost să cumperi? Nu. N-ai apelat la nimeni, nu? Nu, am verificat, dar după aia am văzut ce am cumpărat și așa. Mașina a fost condusă de maica mea o perioadă. Și acum merg eu. Bă, nu s-a stricat. Adică e o mașină bună, dar o și conduc turat. Și prin turat nu înseamnă că conduc vijelios și nebunește, dar nu schimbă repede să fiu într-a cincea. Am făcut asta la Opel, s-au stricat. Injectoare, turbina a avut problemă. Eu am o mașină și îți arată când să schimb. Greșit. Știu, dar aia ți arată la 1800 de turații să-i dai treaptă superioară. Știi de ce? Mașinile astea sunt, adică producătorii sunt interesați de poluare și să atingă niște valori de poluare. Păi nu interesează dacă mașina ta o să fie bună după 200 de mine. Nu dau doi bani pe asta. Deci cifrele alea acolo, schimbă tu din a doua în a treia, nu știu, la 1500 de rotații pe minut, alea sunt pentru poluare, consum, eco-ness, eco-friendliness, îți arată niște butoane verzi. Nu e bine să faci chestia asta. Și la mine cred că am un indicator de la DEA așa și l-am dezactivat din cu testerul, să nu mi-a arată că oricum nu fac. Eu fac ce vreau eu, că eu știu eu să întrețin bine mașina mea. Schimb uleiul la timp. Bă, da, în rest n-am schimbat, adică nu s-a stricat. Nu mi-am bătut joc de ea, o las să se încălzească, gen în primul minut nu o forțez, niciodată când turbina nu are boost, nu calc așa. Când ajung la o benzinărie, las 30 de secunde și mă uit pe Instagram, nu știu ce, știi? Adică nu mă ajung, dar în rest conductura, frate, și nu s-a stricat, sunt foarte încântat, sunt mulțumit. Bun. Ultima întrebare ca să terminăm, că acum mi-arată foarte multe comentarii, nu știu de ce. Și zice, ai verificat până acum mașini din America? Da. Pentru că au apărut destule pe piață și umblă vorba că ar fi daune, o părere. Băi, eu am verificat toate mașinile posibile și imposibile. De la Rolls-Royce până la mașina aia Opel Corsa din 99 sau 2000 era de 1500 de euro. Cam tot ce mișcă am verificat, doar mașini super rare sau așa. Mm-hmm. Am verificat mașini din state și la mașinile din state e important să știi următorul lucru. Daună totală în state nu egal daună totală în România. Am făcut un clip pe chestia asta cu procentele. Cred că în state este un procent de 50%, dar nu sunt sigur. Dacă trece de 50% din valoarea mașinii, e daună totală. Am cumpărat mașini, daună totală, așa, și jobul meu a fost să investighez cum au fost reparate. Desigur, au fost reparate în Mexic, trimise înapoi în California și după aceea au ajuns cu vaporul înapoi în România. Dar prețurile erau așa de nesimțit de bune, încât mi-aș cumpăra și eu. E problemă la rar, pentru că trebuie să plătești 20 de milioane, deci 2000 de lei rarul. Așa. Și e bine să vezi o omologare din asta specială, da, când vine din America. Mai e o problemă pe semnalizări faruri și pe dimensiuni la roți, schimb niște lucruri, da. Radio nu-ți merge, trebuie să faci acolo și un update de nu știu ce. Dar în general mașinile sunt ok.
Și e problemă cu milele, că ai kilometrajul în mile pe oră, da, și nu vezi bine cifrele. Dar ca, ca și întreținere față de mașină de adus din Germania sau din... Nu știu cum e. Nu cred că e mai scump. Cum arată mașina? A, față de, da, uzura mașinii cu 80.000 de mile față, adusă din America, față de o mașină adusă unde din, de exemplu, din Germania. Mașini de California sunt în stare foarte bună și sunt și mai scumpe de obicei, pentru că nu prea au ploaie. Mm-hmm. Nu prea au, ruginezi, așa da, coroziune, nu prea au, e altcumva. Dar depinde și de mașină. Sau mașini inundate. Era un dealer care vindea un Audi A4 din 2017, deci de vreo două luni, daună totală inundată. Mașina a fost desfăcută, fiecare covoraș, fiecare preș, au schimbat tot ce s-a putut schimba și uite mașina. Deci nu știu cât costă un Audi de la, poate îmi ziceți voi. Ea era acum pe piață cu, nu știu, 3.000 de kilometri, 5.000 de kilometri, era vreo 25.000, 30.000 de euro. Multe opțiuni, deci era super colorat, bordul ăla minunat, xenoane, LED-uri peste tot, luminițe. Da, și e o mașină care merită. Da, doar pentru că a avut o problemă și a fost reparată și acum tu, na, verifici și vezi dacă reparația a fost făcută bine sau nu. Și chiar poți să, să iei mașina aia și să n-ai probleme cu ea 10 ani de zile. Da, eu am cumpărat pentru un prieten de-al meu un Subaru, nu Subaru BRZ, cum îl cheamă? Toyota GT... Scion FR FRS. Ah, deci tot de la... Iată-ne, mai... Mai american. Mai... Da, da, da. Și am observat ce s-a făcut, am văzut și pozele dinainte de accident. Mașina a costat $6.000. Deci super nou, super bine întreținută, 2 litri Pire. Benzină aspirat, vreo 200 de cai, ceva de genul ăsta. Parfum. Ultima întrebare. Ce alegi? Tu nu mai pui nimic, că eu sunt prezentatorul. Aici tu vezi de filmările tale. Ia uite. Înainte să vină țara. A, tu vrea el cu site-ul, am înțeles ce faci. Nu, go, am înțeles unde te duci. De exemplu, dacă vine un client și vrea să verifice o mașină de pe mobile. Da. Ai cum să faci chestia asta în afară, fără ca mașina să vină? Adică să-l contactezi pe respectivul, să-l pui să-ți facă poze la... Cum este serviciul tău pentru cineva care vrea să cumpere o mașină din Germania? Pe care o găsește pe mobile. Pe care o găsește pe mobile. Bănuiesc că nu te duci în Germania să o vezi, nu? Am cazuri în care mă duc în Germania să o văd. Okay. Și le zic clienților, bă, dacă tu e suficient de bogat și mașina ta e suficient de șmecheră, merită să mă trimiți pe mine, că timpul meu e scump. Da. Eu când mă duc acolo fac o treabă bună, pentru că am studiat în Germania, știu cum să vorbesc germană, nu vorbesc cu accent de român și deci pot fi cetățean german, așa că nu este aceasta o problemă. De obicei oamenii sunt foarte friendly și pot să fac rost de informații și de la Volkswagen și de la Audi și de la toți care nu dau serii, nu dau informații, nu. Și am făcut asta pentru câțiva clienți și pentru prieteni apropiați. De ce am mai făcut asta? Mai este metoda rapoartelor online. Și acolo este cu un du-te vino. O să vină un site acum, cred că de-aia te întreba Marius, cu care noi o să colaborăm și ei asta fac, verificări pe site. Te costă o sumă de bani, bagi seria de șasiu a mașinii acolo și el îți dă un istoric al mașinii respective. Eu, de exemplu, îți spun, am băgat mașina mea, Volkswagen Passat și mi-a spus că a fost daună totală. Și n-a fost. Că știu mașina mea, că o am de nou. Da. Este, da, da, da. Mașina într-adevăr a avut niște elemente revopsite la reprezentanță, pentru că a fost în leasing, casco și am revopsit bara față, capotă, ușă, aripă și așa mai departe. Dar nu știu cum indexează site-ul chestia de daună totală, știi? Probabil că... Păi e foarte simplu, din înregistrări, din service, probabil din DAT, sumele, Eurotax și Audatex, așa, ei pe baza acestor lucruri care sunt trimise la asigurare, dar ei au contract cu Audatex, DAT și Eurotax, așa, își iau informații cu devizele. Dacă mașina asta a fost similară cu una de flotă și așa, au încărcat-o pe aia ca să nu mai plătească la fiecare interogare și atunci ție îți apare cu daună totală ca valoare, că nu zice așa. Da, nu zice ce a fost. Da, deci asta este o problemă la rapoartele astea. Plus că, uite, de exemplu, iarăși un lucru pe site-ul respectiv, am verificat și Toyota. Toyota apare cu intrările de kilometri până la 450.000, dar... Apare pentru că în Danemarca, atunci când faci ITP-ul, trebuie să-l faci cum ar veni la RAR. Da. Și RAR-ul are o bază de date pe care o poți verifica și tu online pe site. Știi? Și atunci și în site-ul respectiv de verificare al mașinii, îți apărea un număr de kilometri de la ITP. Dar
Nu mi-apăreau reviziile la Passat, când eu am făcut reviziile la reprezentanță până la 160.000 de kilometri, că eu credeam că dacă fac un istoric de kilometri până la 200.000, o să pot să vând mașina mea cu 2.000 de euro mai scump decât o vinde un Samsar fără istoric de kilometri. Dar da, n-am putut și am denunțat, deci, că merg cu ea prin caruțe. Eu cred așa, pentru oamenii care nu lucrează în industria auto, nu sunt pricepuți, sau chiar dacă sunt pricepuți, ideea asta că mă informez, eu mă uit la filmulețe, mă uit pe forumuri, sunt experți acolo și pe aceea să vezi ce deal bun o să fac, asta mi se pare prostia totală, absolută. Adică e bine să verifici toate chestiile astea, e bine să te interesezi online și așa, dar asta este doar un 10% din tot. Adică nu... Din tot pachetul, dar nu e, băi, ce informație genială ai făcut tu, cum să păcălești tu Samsari. Nu primești niște informații care să fie decisive, ca să zic așa. Deci știu pe... Da, la... Zim! Știu pe unii în Buzău care se ocupă cu detailing pentru mașini avariată total. Detailing în caz că tu vrei să o verifici la reprezentanță. Ei cunosc personal pe oamenii ăștia care cu asta se ocupă. Ei fac detailing. Deci tu ai mașină, o repari din daună totală și vrei să o duci la reprezentanță. La ei înainte să o duci la reprezentanță. Băi, tu știi cum? Deci n-au văzut ea din reprezentanță așa ceva. N-am văzut eu așa ceva. Este... Nu zici, dar eu am văzut mașina înainte și știu cum au... Deci adică sunt super... oamenii sunt ca și cum ar fi o echipă de asta de make-up artiști, da, profesionistă, da. Și din orice urâtă scoate rachetă, așa. Există, desigur, există și un motiv pentru care producătorii auto au implementată posibilitatea de a da kilometri înapoi în bordul mașinii. Asta este pentru producătorii auto. De exemplu, ai o mașină care este folosită la teste, pe Nürburgring, pe nu știu unde, și schimbă acolo cutia de viteză motor și e nou, am verificat cu șublerul, e așa. Și ți-o vând, dau kilometri înapoi, reprezentanța dă kilometri înapoi. Mie mi s-a oferit o astfel de colaborare cu o companie nemțească, așa, să importăm mașini de genul ăsta. Sunt mai ieftine, le importăm, sunt toate cu 0 kilometri, garanția se dă doar de la fabrică din Germania. Nu se face prin rățeaua, așa, dar sunt mult mai ieftine. Și sunt mașini și nu știu kilometri. Și de ce nu ai făcut asta? Nu mi se pare, nu e pentru mine. Nu. Mi s-a părut așa, nu e pentru mine business-ul ăsta. E... Asta e mașina, nu știu. Nu. Știi ce zic? Nu. Asta e mașina, eu și-am luat-o, frate. Da, și se pot face foarte multe chestii și cu reprezentanțe și așa. Eu știu se că... pot face lucruri în România pentru că suntem în România și în România se fac lucruri. Înțelegi? Băi, eu știu nu pe samsarii care fac lucrurile astea. Eu știu pe aia care au 20 de mașini și fac chestiile astea cu reprezentanțe mari. Băi, știu și eu îi întreb, bă, dar cum ai dat, mă, kilometri înapoi? Și oamenii, tu știi cum îmi zic, am dat așa, am fost la ăla, îl cheamă Gigel, i-am dat acolo, costă atât. Eu știu cât costă, știu unde, știu... Da, se pot face în România orice fel de... lucruri și combinații de genul ăsta, da. Așa că cine vrea să stea... Asta e ca aia la rară în curte, știi? Da. Cine vrea să stea liniștit, poate să apeleze la serviciile tale și cu siguranță o să primească un review sau o expertiză mult mai bună decât ar face el. Da. Și atunci poate să doarmă liniștit noaptea. Dacă trăiești în teoria conspirații, crezi exact cum am spus, că tu nu știi nimic, că tu iei bani de la ăia ca să ia el mașina, mașina a fost tăiată la jumate, lipită cu superglu. Adică, na, o iei razna dacă... O să fac un episod pe YouTube și o să povestesc și așa, controversat o să fie, dar asta e realitatea. Da. De ce știu eu toate chestiile astea? De unde știi tu toate chestiile? Nu, adică, până la urmă poți să fii sigur doar pe ce ai făcut tu personal. Da, corect. Și știu chestiile... într-un anumit mod. Nu poți să le afli doar din... Am citit un articol într-o revistă. Da, e cartea aia și înveți cum să verifici mașini și ce să verifici la ele și așa mai departe. Și ultima întrebare, tu nu mai pui niciuna, Mariuse. Da, și ultima întrebare, tot așa citită de aici, era ce e mai important la o mașină, din punctul tău de vedere, caroseria sau motorul? Adică ce ai sfătuit tu să cumpere omul? Dacă găsești două mașini, una are motorul bun, l-ai verificat, da, e ok, da. Dar are niște mici probleme de caroserie, adică mici probleme de rugină, uite acolo a ruginit un pic, sau asta, uite, este impecabilă la caroserie, dar motorul necesită mici reparații. Nu capitale, reparații. E ușor răspunsul. Motorul, nu știu. Deci ai alege mașina care are motor ok, dar caroseria mai puțin. Da. De exemplu, la Fordul meu, unele revopsiri au fost făcute așa de prost.
sunt așa urâte, dar mie nu-mi pasă, adică eu... Ok, nu. Am înțeles. Sau are rugină pe nu știu unde, am scos acolo o pensulă cu nu știu ce și am... Da. Pentru că e o mașină veche. Da, la o mașină accent. Second contează două lucruri și atât. Cum a fost condusă și cum a fost întreținută. Okay. În rest, kilometrii nu contează decât pentru preț, pentru bani. Una cu 450.000 merge la fel ca una de 180. Dacă a fost bine întreținută, e ca și când ar avea 60-80.000. Dacă a fost bine întreținută, dacă i-a fost schimbat uleiul la timp, dacă i-a fost schimbat antigelul la timp, pentru că și el a... Contează. Lasă acolo niște debris, nu știu cum se zice, debris. Da, depuneri de... Da? Nu mai răcește motorul, frate, e o componentă importantă. Dacă ai motor cu turbină, da, ai acolo o sită aia din baia de ulei, păi dacă uleiul e contaminat, se umflă sita aia, nu mai ajunge ulei la turbină, se strică turbina. Și după aceea scrii pe forum, bă, nu știu, ce sunt proaste audiourile, corect, că se întâmplă nu știu ce. Dacă schimb la 1500 de rotații pe mâine, păi se înfundă, e ghireul ăla, mă, și cât să țină? Da, așa este. Oamenii nu știu și nici nu trebuie să știe, din punctul meu de vedere. Nu trebuie să știe, trebuie să meargă cu mașina, să se ducă la servici sau să apeleze la serviciile unor consilieri care asta fac cu timpul lor că le place și este foarte important să faci ce-ți place în viața asta. True. Să verifici mașini sau să faci emisiuni sau să vinzi mașini noi sau să, nu știu, e foarte important să faci ce-ți place. Urmăriți mașina potrivită, eu mă uit, i-am dat subscribe și pe Instagram și pe YouTube, chiar e foarte tare ce face omul. Aflați lucruri noi despre mașini, vedeți și reparații, și mașini lovite, și mașini nelovite, și cum le testează el acolo, cronometru cu ambreiaj, o să fie chiar interesant, m-am uitat, jur, m-am uitat, mi-am făcut temele. Da. Îți mulțumesc că ai vrut să vii fără să ne cunoști, fără da, să mulțumesc de invitație. De vorbă înainte. Și să ce să zic, că ți-ai luat aparat care nu merge online și facem de pe telefon, asta vezi, să mă uit la el? Să zic de subscribe? Bun, deci treaba cu subscribe-ul eu am înțeles-o foarte greu. Este foarte important să o faceți pentru că doar așa veți fi notificați că noi am mai postat ceva, eu sau mașina potrivită. Iar ca să fiți notificați, nu este suficient doar butonul de subscribe, trebuie să apăsați și pe clopoțel ca atunci când se postează să fiți primul acolo pe filmuleț. Noi avem un concurs care e primul, știi? Din momentul în care postăm clipul pe YouTube, cine dă primul coment? Și ce primește? Nu primește nimic. Ca la școală. Da, nu primește nimic. Uite, acum că mi-ai zis, Bogdan aici de la Volkswagen Concept Store, ce ține de Porsche București Vest 1, unde eu mi-am consumat o mare parte din tinerețe, ne-a spus că avem și premii pentru voi. Premii pe care le veți ridica de aici, de la Volkswagen Concept Store. Eu aș vrea să vă ofer tot timpul premii mai multe, dar este atât de greu și oamenii nu înțeleg și vă explic eu acum cum e treaba cu premiul. Chiar dacă veniți să-l luați de la mine de acasă sau de oriunde aș fi eu, premiul respectiv mie mi-ocupă jumătate de oră din viața mea ca să vi-l dau. Și atunci mi-e foarte greu să le dau. Dacă trebuie să-l trimit prin curier, mi-ocupă timp să sun, să fac programare, să vine curierul, mă întâlnesc, îi dau, îi plătesc, durează timp. Dacă veniți voi să luați premiul de la mine, unde ești, când vin, te sun, te deranjez și așa mai departe, durează timp. Și atunci, când avem colaborări de genul ăsta, puteți să ridicați premii de aici, de la Volkswagen Concept Store din Plața România, pentru cele mai bune întrebări care au fost puse în timpul live-ului și nu numai. Oh, o să le premiem noi. Ce primim, Bogdan? Ai idee? O pungă, calendare, Volkswagen și așa mai departe. Tot felul de lucruri. O pungă. O să vă... Uite, o pungă plină cu chestii. Eu nu primesc niciodată, știi ce? Eu nu primesc niciodată lucruri. Niciodată. Calendar? Păi stai mă, așa sunt pungile, așa, așa mi-ai dat cartea, da, mai aveam. Deci ce dăm premiu, o bluză de asta? Vezi mă, eu nu primesc niciodată de asta. Ce? A, da, tare. Niciodată nu primesc, tot felul, mașinuțe cu telecomandă de 500 de euro le dau premii. Da. Vreau și una. De acum o să fac condiția asta, vrei să dai premiu în emisiune, vreau și eu neapărat un produs. Suntem oameni, mă, frate. Da, deci asta, primiți premiul, o să vă dau eu acolo tag sau de pe Stax la cele mai bune întrebări și o să le ridicați de aici, de la Volkswagen Concept Store. Gata, două mă. Alegi tu și una alegi eu. Avem trei premii? Trei premii. A doua da. Aleg eu și una... Da, pe două alegi tu și una alegi Dan. Păi în cele mai bune întrebări. Cum îl dau? Ne uităm alegi acolo. Ne uităm la întrebările de pe YouTube sau o să ne uităm la întrebările de pe Facebook. Aha. Și vezi, uite, ăsta vreau, tu premiu. Ah,
cum vrei bine, tu. Și bine. Băieții vin aici la Volkswagen Concept Store și își iau bluzele și dai și tu la prieteni și îți iei bluza și faci jumătate parte la jumătate la sfârșit. Da, nu fac combinații, nu. Mersi frumos că ai venit. Sper și eu mersi de invitație. Să mai facem materiale împreună. Am transpirat, mi-e cald și mi-e foame. Hai, domnule, mâncă și noi ceva.